Bună seara, bine v-am găsit, vă spunem din studioul Alfa Omega TV, la ediția din această seară a emisiunii Calea Adevărului și Viața. Astăzi avem pentru restul serii alături de noi doi prieteni ai noștri, ai studioului Alfa Omega TV și ai dumneavoastră prin intermediul emisiunilor Calea Adevărului și Viața. Le spunem bine ați venit, fratele Ilie Popa, bine ați venit de la Viena, dânsul păstorește prezent o biserică în Viena, română. Bine ați venit, frate Florin Dan. Și binecuvântați. Pentru a doua oară la emisiunea aceasta, cu această temă, pentru că și astăzi vrem să vorbim despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Este un subiect de mare interes. Este ceva care stârnește curiozitate, dorință de mai mult, de cunoaștere în trupul Hristos din România și nu numai. Și am gândit să mai alocăm încă o emisiune acestei teme, în emisiunea de acum două săptămâni, unde fratele Florin Dan a fost alături de noi și alături de celălalt invitat, fratele Constantin Joldeș din Zalău. Am discutat lucruri mai de început, de ABC, de inițiere, să zic așa, în teologia Duhului Sfânt. Mulți dintre cei care ne urmăresc au fost alături de noi atunci, poate unul dintre ei sunt și acum alături de noi, dar pentru cei noi care s-au adăugat acum telespectatorilor noștri și ne urmăresc în această seară, am vrea să reluăm la începutul emisiunii câteva lucruri de bază teologice, dar de ABC, de fundamente ale credinței legate de persoana Duhului Sfânt și de lucrarea Duhului Sfânt. Avem și câteva planșe care le-am prezentat și în emisiunea trecută. Eventual pe primele 5, 10, 15 minute să reluăm câteva lucruri de bază despre cine este Duhul Sfânt. 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 17. 2 Corinteni, 3 cu 17, Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu, că și Domnul este Duhul. Deci Duhul Sfânt este Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt este o persoană, este Dumnezeu. Deci este partea a Sfintei Treimi. Duhul Sfânt nu este Tatăl, nu este Fiul, dar face parte. Este Dumnezeu. Este Dumnezeu Tatăl, este Dumnezeu Fiul, este Dumnezeu Duhul Sfânt. Eu cred că noțiunile acestea de bază le stăpânim aproape toți credincioșii. Aș vrea să fac o remarcă despre botezul cu Duhul Sfânt sau botezul în Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt sau botezul în Duhul Sfânt, îl denumim cum vrem noi sau cum unii îl denumesc botezul cu Duhul Sfânt, alții botez în Duhul Sfânt, face parte din viața creștină normală. Este o mică excepție de creștini care nu au experimentat aceasta. Dar botezul cu Duhul Sfânt face parte din viața creștină normală. Aceasta e, aș vrea eu să... Chiar, interesant, chiar de la începutul emisiunii, în fond, ați pus accentul pe subiectul important al acestei seri, pentru că, într-adevăr, foarte multă lume ne întreabă ce este cu botezul cu Duhul Sfânt, să vorbim deschis, poate aparține această experiență doar unui anumit cult sau nu. Și am vrea în această seară să discutăm dincolo de dimensiunile confesionale despre asta mai mult. Vreau să mai fac eu o remarcă. Când am afirmat că Dumnezeu este Duhul sau Duhul este Domnul, deci Duhul Sfânt nu este confesional. Deci Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt nu este confesional. Deci aș vrea să stabilim așa asta de început. Este scris în Sfintele Scripturi. Botezul cu Duhul Sfânt este dat credincioșilor și nu este confesional. Frate, încă câte ceva despre Duhul Sfânt. Ceva legat de atributele Lui, de rolul Lui, de ce face Duhul Sfânt. Știu că subiectul e lung. Spuneam data trecută, disciplina de pneumatologie este studiată pe un an de zile de studenți de la teologie. Noi încercăm să o sintetizăm, să o sumarizăm într-o jumătate de oră. Mă gândeam zilele astea, avem scrise despre Domnul Iisus, despre viața Lui de activitate, 3 ani și ceva de activitate, cele 4 evanghelii care mare majoritate punctează, accentuează lucrarea Domnului, în 3 ani și jumătate. Și dacă ne apucăm să spunem despre Duhul Sfânt, de aproape 2000 de ani de activitate a Duhului Sfânt. Nu? Ce am putea să vorbim? E foarte adevărat, e o lucrare foarte vastă și foarte importantă. Chiar astăzi scriam un editorial către o biserică. Faptul că lucrarea și persoana Duhului Sfânt sunt atât și atât de importante, aș putea spune chiar capitale pentru noi perioada asta de după cinzecime, dispensațiunea Harului, cum mai este numită de mulți teologi, datorită acestui fapt este atât de mult atacată, poate chiar falsificată, poate chiar mult împotrivire. Sau ignorată, să zic. Ignorată, nebăgată în seamă.
Și, cum spunea fratele păstor Ilie, faptul că Dumnezeu spune, sau Domnul este Duhul Sfânt, a ignora, sau nu ne băga în seamă lucrarea, persoana Duhului Sfânt, de fapt îl ignori pe Dumnezeu. Sau îl pui deoparte pe Dumnezeu. Eu nu pot să văd o lucrare a bisericii, mai ales că vorbim despre Duhul Sfânt, o lucrare a bisericii separată sau delimitată de lucrarea Duhului Sfânt. În special după Rusalii de la Revărsarea Duhului Sfânt, atunci discutăm noi în special credincioșii din Nou Testamental despre lucrarea Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt a fost prezent și în Vechiul Testament, eventual așa o nuanțare scurtă. Ce diferență este între lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament, pentru că el a existat ca în Sfântă Treime și atunci, și în Noul Testament? E foarte adevărat că Duhul Sfânt, fiind împreună cu Tatăl și cu Fiul, au coexistat împreună la fiecare lucrare, la fiecare activitate, la fiecare acțiune. Nu putem spune că s-a făcut ceva fără, de exemplu, jertfa Domnului Iisus pe cruce, da? Zice, Tatăl era în Hristos împăcând lumea cu sine. Deci erau împreună, nu putem să delimităm. Dar ce avem noi în plus, și asta îmi place foarte mult, și mai ales Petru spune despre profeții Vechiului Testament, că vedeau lucrurile de demult pregătite pentru noi. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt venea, cum să zic, acționa ocazional, venea peste, cu putere peste anumiți proroci, anumiți împărați, anumiți luptători, oamenii lui Dumnezeu. Se manifesta într-un fel cu totul deosebit sau diferențiat de ceea ce avem după revărsarea de la cinzecime. La cinzecime am avut un eveniment, să zic așa, evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, promisiunea pe care ne-a dat-o Mântuitorul legată de făgăduința Tatălui, care va veni, spunea Domnul Iisus, în numele meu. Dar aici avem cu totul diferit, pentru că nu mai vine și pleacă. Și cred că de multe ori facem o greșeală în bisericile noastre. Doamne, coboară la noi, Duhul Sfânt coboară la noi. Cum? El a coborât. E adevărat că evenimentul Rusaliilor sau cinzecimii nu se mai repetă, dar experiența aia se repetă, e repetabilă și avea curaj să spun că zilnic e repetabilă, că nu-i la noi în adunare, că nu-i la noi în sat, e repetabilă experiența cinzecimii pe întreg pământul acesta. Dar Duhul Sfânt a venit și a rămas aici pentru că pregătește biserica. Cui a încredințat Hristos biserica? Duhului Sfânt. Și El lucrează și lucrează zi de zi. Slavă Domnului! Să sperăm că și în această seară va fi un loc, un timp în care prezența Duhului Sfânt va fi prezentă aici și prin televiziune va fi prezentă și în casele oamenilor. Și aveți îndrăzneala să credeți, să luați prin credință această realitate. Ce a spus fratele Florin, deci Duhul adevărului pe care lumea nu îl poate primi pentru că nu îl vede și nu îl cunoaște, dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Deci voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Deci Duhul Sfânt este în credincios, în cel născut din nou, în biserică. Deci este viața creștină normală. Asta e diferența. Da, da, că înainte venea peste. Da, exact. Spuneți. În noi. Nu doar cu noi. E în noi. În cei care sunt fii al lui Dumnezeu. Ca să ne scuza să adăuga eu și o să încercăm să explicăm asta. Am chiar o planșă, am prezentat-o și în emisiunea trecută, despre atribute divine ale Duhului Sfânt, în care chiar lucrurile care le spunea vis-a-vis de eternitate, se poate pune planșa aceasta, eternitate, omniprezență, omnipotență, omniștiență, viață, lucruri care țin de atribute divine ale Duhului Sfânt, așa pentru cei care doresc să-și ia niște notițe și să le sublinieze. Ce face Duhul Sfânt astăzi, să zice așa? Vorbim de multe ori în rugăciunea noastră, spunem, Duhul Sfânt călăuzește-ne, Duhul Sfânt descoperă-ne. Poate ați putea să sublinească câte ceva din lucrurile care face astăzi în viața noastră a credincioșilor Duhul Sfânt astăzi. Mijlocește pentru noi. Las pe fratele Ilie, doar atât vreau să spun câteva versete, dacă se poate, și cred că sunt afișate. Pe ecran, dacă au legătură. Da. Ioan 14, Domnul vorbește încă dinainte despre Duhul Sfânt, despre persoana Duhului Sfânt. Amintea ceva fratele păstor aici. Ioan 14 cu versetul 26. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Îmi place enorm asta, bă, va învăța. Vedeți cât de mult ne trebuie nouă să învățăm, să zic, matematică sau să învățăm să facem un anumit lucru. Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile. Eu cred lucrul acesta. El are puterea de a ne învăța orice. Nu numai să ne rugăm. De multe ori unii au impresia că Duhul Sfânt numai să ne învețe să ne rugăm sau să fim pocăiți sau religioși. Duhul Sfânt ne învață la un moment dat, dacă vrei, și să faci mâncare și să, eu știu, anumite invenții, anumite lucruri.
Vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Uite, avem nevoie de cineva care să ne aducă aminte de tot ce ne spune. Ioan 16, dacă se poate afișa, iarăși îmi place foarte mult versetul 13. Ioan 16 cu 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Vedeți, aici este o provocare în două direcții. Una, că ne va călăuzi și avem mare nevoie de călăuzitor toată viața noastră, de cineva, și ne va descoperi lucrurile viitoare. Unii spun că nu prea știm noi ce e în viitor, că nu prea... Uite că Duhul Sfânt, pentru că este din Dumnezeu și este Dumnezeu, are și această abilitate și, dacă vreți, chiar ne descoperă ce se poate întâmpla, să zic, cu privire la noi. În Fapte 1 cu 8, dacă se poate afișa, este foarte, foarte important asta. Voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt, coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Cred că unul dintre lucrurile pentru care Duhul Sfânt a venit sau vine peste un credincios și în el este să fie martor, adică să mărturisească despre Iisus Hristos, despre lucrare, și avem nevoie de puterea asta. Sincer, se vede clar în exemplul lui Petru, că înainte a fost un fricos și după aia nu i-a mai păsat că erau vreo 17 națiuni adunate să le vorbească. Mai am și eu, tot din Ioan 16, că a fost versetul 3, am și eu versetul 8, pe care mi l-am notat, dacă se poate pune, pentru că se vorbește și de convingere de păcat. Da. Și e o lucrare importantă, faptul că Duhul Sfânt ne convinge de păcat și ne determină în fond să luăm o decizie pentru Hristos. Și poate că în emisiunea aceasta o să fie și asta o lucrare pe care o face Duhul Sfânt în inima celor care ne urmăresc, de a convinge de păcat și de a determina o întoarcere. De a dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Da, și doar Duhul Sfânt poate să facă lucrul ăsta. Și aici aș vrea să fac o foarte mică observație. Aici vine și spune că va dovedi lumea vinovată, nu biserica vinovată. Duhul Sfânt nu dovedește biserica vinovată, ci Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată când Petru, în ziua de cinzecime, predica Evanghelia, ei au rămas trepunși în inimă. Capitolul 2, Fapte 2 cu 37. Deci el pur și simplu predica Evanghelia. Predica pe Domnul Iisus Hristos. Au rămas trepunși în inimă și au zis fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Convingerea aceasta n-a fost dată de Petru. Farisei și cărturarii, soborul, când s-au uitat la ei și a văzut îndrăzneala lor, știau că sunt oameni simpli, nu erau cărturarii, oameni de rând, dar au priceput că fuseseră cu Iisus. Au priceput că fuseseră cu Iisus. Convingerea aceasta de păcat o face Duhul Sfânt. Care era prezent în ziua cinzecimii și peste ucenici i-a umplut de putere, dar interesant că a transferat puterea asta și pentru auditorul, cei care erau prezenți acolo. Și este un lucru grozav, zice, câteva mii de oameni s-au întors. Aleluia! Dacă, asta face Duhul Sfânt. Da. Dacă citim în istoria trezirilor spirituale, sunt relatate experiențe sau fapte concrete, când un evanghelist s-a apropiat de satul respectiv sau de localitatea respectivă, iar Duhul Sfânt așa de puternic prezent în localitate că oamenii începeau să plângă, oamenii începeau să întrebe unul pe celălalt, și încă nici nu a ajuns evanghelistul în localitatea respectivă. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Mai există un verset, mi-am amintit și eu, legat de faptul că El mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Poate găsim și versetul acela, pentru că face parte din lista așa simplă de lucrări pe care le face Duhul Sfânt astăzi. Eventual, dacă colega mea din regie poate să pună plansa 3 cu sinteza lucrărilor Duhului Sfânt. Dacă teologii vor găsi și alte puncte, nu e nicio problemă, am încercat să sintetizăm noi lucruri de... Deci Duhul Sfânt învață, mărturisește, călăuzește, convinge, regenerează, mijlocește, poruncește. Sunt lucruri pe care le găsim în diverse locuri din Sfânta Scriptură. Și așa, eu personal, într-adevăr, până și colegii noștri, și am noi scumpe și noi, abilitățile de a monta, de a face programe, cred că au fost amplificate și potențate foarte mult de faptul de călăuzirea Duhului Sfânt. Uneori am observat și noi, oameni care au ritm foarte accelerat, au început să simte, să producă, să fac lucruri care clar arată și o implicare a Duhului Sfânt și multe alte activități. Cred acest lucru. Să nu limităm pe Duhul Sfânt doar la biserică, acolo avem o
mai mare revelație din Sfânta Scriptură. Eu lucram ca și profesor suplinitor și am văzut mâna lui Dumnezeu care mă, pur și simplu eram profesor de fizică și chimie suplinitor, Duhul Sfânt mă învăța ce planșe, țin minte, am avut odată o inspecție, m-a inspirat Duhul Sfânt într-un mod extraordinar la clasă, la catedră. De ce? Pentru că în momentul în care te lași dependent de El, El are libertatea de a te călăuzi și de a te învăța toate lucrurile. Și, repet, nu ține numai doar de cele spirituale, cum cred mulți. De aceea în România creștinismul a devenit religie. Că Duhul Sfânt sau Tatăl sau Fiul, când merem la biserică, când intrăm în casa Domnului și atât. În rest, suntem tot noi, el, alți, tot cu... Deci Duhul Sfânt este o prezență, o permanență. Da, exact. Dar o să vorbim puțin și despre darurile Duhul Sfânt, despre roada Duhul Sfânt în continuare, în partea a doua emisiune, dar am vrea să rămânem puțin în zona aceasta de convingere, pentru că sunt mulți care ne ascultă și care nu au cunoștințe, dar nu numai că nu au cunoștințe, n-au o conexiune în Duhul lor, în inima lor, cu cele lucruri pe care vorbim noi. Pentru că sunt două categorii de ascultători aici. Unii care știu despre ce este vorba și care sunt copiii lui Hristos, sunt călăuziți de Duhul Sfânt, și unii care și-ar dori, să zicem, și sunt potențial copii al lui Hristos. Poate acestora ne putem adresa. Deci, eu tot preiau anumite gânduri care sunt expuse. Deci Duhul Sfânt adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Romani 8:16. Da. Romanii 8:16 spune însuși, Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Este acea convingere lăuntrică, sunt sau nu sunt copiii ai lui Dumnezeu. Am stat de vorbă cu mulți oameni, cu mulți creștini și l-am întrebat direct, tu ești sigur că ești un copil al lui Dumnezeu? Și ei mi-a dat un răspuns evaziv, Dumnezeu știe. Bine, Dumnezeu știe, dar tu trebuie să știi, tu trebuie să ai convingerea aceasta, dovada aceasta lăuntrică. Știi ce? Acestui verset din Roman. Dar știți de ce oamenii nu sunt convinși? Pentru că n-au experimentat nașterea din nou, pe care tocmai Duhul Sfânt o face. Tocmai pentru asta. Și vă rog, dacă se poate... Da, terminăm numai asta, am vrut. 1 Petru 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde, prin învierea lui Hristos. Cine face naștere din nou? Prin înviere, și ce scuze că am intrat așa, dar uitați ce zice Tit, dacă se poate, și apoi, da, Tit 3:5. Dacă se poate, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Din cauza aia, eu am văzut și poate și pentru mine a fost o dilemă. Sunt sau nu sunt copil al lui Dumnezeu? Faptul că ei nu au experimentat nașterea din nou pe care o face Duhul Sfânt. Ce scuze că am intervenit. Poate că sunt de cei care ne ascultă, pentru care își pun această întrebare. Da, sunt născut din nou, nu sunt născut din nou. Născut din nou înseamnă să fiu copil al Dumnezeu și să am veșnicia garantată cu El. Și este o întrebare vitală, legitimă, pe care și-o pun mulți care ne ascultă și să încercăm să dăm un răspuns în această seară. Deci, în fond, haideți să vedem ce face Duhul Sfânt, ce face, cum lucrează, cum se întâmplă nașterea din nou. Vă explicați chiar așa simplu. Și eu v-am întrebat foarte mult, consiliați pe foarte mulți. Își pun mulți întrebarea. Sunt născut din nou, nu sunt născut din nou. Sunt mântuit, nu sunt mântuit. Dumnezeu știe, o să văd acolo în veșnicie după ce mor, unde o să merg, după câte rugăciuni se vor face pentru mine după ce am trecut dincolo. Sunt multe întrebări de acest gen și ne întâlnim și noi cu ele. Ce le spuneți celor care își pun această întrebare în această seară în fața televizoarelor? Dacă sunt născuți din nou sau nu? Dacă, cum pot ei să vadă această mărturie interioară de care a citit din Roman, frate Elie? Cum pot să o verifice, să o măsoare? Le spune cineva o voce interioară, ești născut din nou? Este mai complex subiectul, dar aș vrea să citesc câteva versete biblice. Romani, capitolul 10, cu versetul 17. Credința vine în urma auzirii cuvântului și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dacă citim în Cartea Faptelor Apostolilor, și aș vrea să mergem repede prin Scripturi, Pavel predica Evanghelie, era în Fapte 16. Fapte 16, cu versetul 14. Deci Pavel predica Evanghelia. Și în Fapte 16:14, Lidia asculta ce spunea Pavel și Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la ce spunea Pavel.
Duhul Sfânt, Dumnezeu în haiul Lui, în bunătatea Lui, în suveranitatea Lui, atunci când cineva aude cuvântul Evangheliei, atunci când cineva citește în Sfintele Scripturii, când ascultă o emisiune la radio, o emisiune creștină la Alfa Omega, amin. Duhul Sfânt, Dumnezeu revarsă har. Aș vrea să vorbesc simplu, simplu pentru interesul unui copil. Și deschide inima. Și dintr-o dată, să ia ca o maramă de pe ochiul lui, ca o ceată de sfar de pe ochiul lui, fiindcă este scris în Biblie, ori de câte ori cineva se întoarce la Domnul, marama aceasta este luată. Este 2 Corinteni, 3 cu 14. Și el înțelege, începe să înțeleagă, Duhul Sfânt începe să-l călăuzească în tot adevărul și el crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El crede că Domnul Iisus Hristos, odată a murit pentru păcatele întregii omenirii, dar acum el stă singur în fața Domnului Iisus Hristos și el crede că a murit pentru mine. Pentru mine. Cum stau mulți acum în fața ecranului, frate Ilie. Și el când dintr-o dată, când persoana respectivă, el crede că Iisus Hristos a murit pentru el în mod personal și el crede din toată inima și mărturisește cu gură în același timp. Romani, capitolul 10, cu versetul 7. Cu versetul Romani 10, cu versetul 9. Mai ales că în momentul acela el se și vede acoperit de păcat. Sau păcătos. Duhul Sfânt îl convinge, da, Duhul Sfânt îl adeverește, Duhul Sfânt îl descopere, totul este gol și descoperit. Și practic, îmi place. În Biserica Ortodoxă este o rugăciune, este numită rugăciunea inimii sau rugăciunea domnească, rugăciunea păcătosului, care spune cam așa: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine. Ai milă de mine, păcătosul. Iartă-mi toate păcatele, cu gândul, cu fapta, cu voie, fără voie, din știință, din neștiință. Și când o persoană crede în Domnul Iisus Hristos, aude cuvântul Evangheliei, crede și el crede din toată inima pentru el personal, pentru mine a murit. La modul general, ei știu că Iisus Hristos a murit pe cruce, dar nu o cunoștință intelectuală aduce mântuirea. Da. E necesar să știm, n-ai cum să crezi în cineva în care nu știi. Dar nu faptul că cineva știe, aceasta înseamnă că are și credință. Și știi ceva? În momentul când cineva crede și a fost născut din nou, el știe aceasta. El este gata să moare pentru credința lui. Este gata să sufere batjocuri pentru o religie. Puțin sunt gata să moară. Dar pentru o relație, pentru faptul că a primit mântuirea în mod personal și o convingere lăuntrică. Eu sunt impresionat că am citit în Viena, Balthasar Hubmaier a fost un om care a crezut și a fost martirizat, a fost ars pe rude de Biserica Catolică, soția lui a fost condamnată la moarte și a fost aruncată în Dunăre. Oameni cu rang înalt, cu titluri academice, dar pentru faptul că a crezut în mod personal, a fost gata să moară. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi, Romani 10 cu 9, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Versetul 13, fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Prin credința din inimă, ce spuneați, nu e o știință doar la nivel de minte, ci din inimă. Și aici cred că Duhul Sfânt poate să facă diferența. Să lucrează în inima celor care ne urmăresc. Eu mult m-am gândit, exemplul ăsta vreau să-l dau, că poate ne înțeleg foarte mult. Ca și la o nucă. Miezul este Duhul omului, unde lucrează Duhul lui Dumnezeu. Și aia, de fapt, e valoarea omului. Coaja aia maronie e sufletul și coaja aia verde, care oricum cade, este trupul acesta. Eu câteodată sunt așa mai pragmatic, mai direct, și aș vrea în seara aceasta să fiu tot așa. Deci, viața creștină normală este viața creștină, este umplut de Duhul Sfânt. Plin de Duhul Sfânt. Aceasta este viața creștină normală. Excepțiile sunt un număr foarte mic de creștini care n-au experimentat aceasta. Botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, nașterea din nou, fac parte din viața creștină normală.
Și mai fac încă o remarcă. În momentul când a dispărut normalitatea, încep așa de multe teorii. Frate Tudor, frate Dani, n-ai văzut pe nimeni care și-a luat doctoratul în medicină fiindcă a inventat mersul pe jos? Ai văzut pe cineva care și-a obținut doctoratul în medicină fiindcă a inventat mersul pe jos? Mersul pe jos este darul lui Dumnezeu și este viața normală. Dar ai să vezi titluri academice de oameni specialiști în proteze. În momentul când a dispărut funcția normală, au început să apară tot felul. Eu nu sunt împotriva cărților teologice, sunt de acord cu ele, sunt un adept al cărților. Sunt un adept, un autodidact, un adept al cărților. Dar în momentul când a dispărut viața creștină normală, în momentul când a dispărut acea sănătate, acea normalitate dată de Duhul lui Dumnezeu, dată de Dumnezeu însuși, dată de relația cu Domnul Iisus Hristos, dintr-o dată oamenii au început să complice lucrurile. Calea aceasta a pocăinței este atât de simplă încât nici cei fără de minte nu s-ar rătășească pe ea. Este atât de simplă nașterea de nou încât și un copil de câțiva ani de zile, el o înțelege. Chiar un om care noi zicem că nu are multe capacități mentale și acela înțelege, fiindcă Biblia vine și spune pe calea aceasta, nici cei fără minte nu se vor rătăci. Botezul cu Duhul Sfânt este atât de simplu. După ce l-a experimentat cineva nașterea din nou, după ce a fost născut din nou, după ce a fost transformat de Duhul lui Dumnezeu, după ce a fost umplut de Duhul Sfânt, este atât de simplu, încât te miri, domnule, cum am să se uită? Și numai nu pot să înțeleagă aceasta. Anticipăm puțin, pentru că ne vom ruga și pentru umplerea cu Duhul Sfânt în partea a doua serie, dar ca cineva să ceară acest lucru, să-și dorească această experiență, care este o experiență distinctă, naștere din nou, botezul cu Duhul Sfânt, trebuie ca în minutele următoare să-i conducem pe cei care ne urmăresc într-o rugăciune, să fie în punctul în care să înțeleagă nașterea din nou, acest moment al de click, de conectare cu Duhul Domnului, de început, de regenerare spirituală. Și după aceea ne vom ruga și pentru botezul cu Duhul Sfânt. Poate mai, frate Florin, chiar în timp ce fratele Ives se pregătește pentru a-i conduce într-o rugăciune, încă câte ceva despre ce înseamnă a fi născut din nou și care ce înseamnă să primești pe Domnul Iisus în inimă și împreună cu El întreaga Sfântă Treime, pentru că este inseparabilă. Pornesc de la întrebarea, vrea cineva? Că Dumnezeu nu forțează. Cine dacă vrea să fie mântuit și să aibă viața veșnică? E cineva din cei care ne urmăresc? Uite, nu neapărat. Știți, de multe ori ar trebui să facem o separare și tocmai asta vreau să, dacă ați pus întrebarea, ce înseamnă să fie un om născut din nou? Nicodim n-a înțeles. Nu-i fiu mai deștept ca el, să zic că înțeleg eu mai bine ca el. Dar din ceea ce citim în Biblie și din experiența noastră, un om născut din nou, din Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt, din Dumnezeu, din sămânță dumnezească, prin cuvântul lui Dumnezeu, că avem o grămadă de... omul acesta, în primul și în primul rând, nu mai iubește o viață de păcat. Omul acesta îl iubește pe Dumnezeu. Și asta în mod natural, nu sforțat sau da, exact. Tocmai de-aia am pus întrebarea. Vrea cineva? Că unii oameni, pur și simplu, le place să trăiască în păcat, le place să fie probabil nefericiți, nu știu de ce, văd atâția mulți oameni nefericiți și prin adunări, așa, omul născut din nou nu mai se gândește, deci nu mai are gândurile de jos la lucrurile astea lumești, la lucrurile astea care oricum sunt trecătoare și zice Ioan și lumea și pofta ei va trece. Ce gândurile unui om născut din nou, spune Pavel în Coloseni, sunt de sus. Un om născut din nou gândește de sus, un om născut din nou e orientat după lucrurile de sus, după împărăția în care a intrat, în familia în care a intrat. Un om născut vorbește altfel, trăiește altfel. Sigur, nu pot să dau un etalon să zic că, deși am avea curajul să o spunem, că Pavel a zis, călcați pe urmele mele, întrucât și eu călc pe urmele lui Hristos, 1 Corinteni capitolul 11. Și noi ca și creștini, la un pic de ani de pocăință, am putea spune, oameni buni, călcați pe urmele noastre. Nu știu cât ar avea curajul să o spună, dar ar trebui să îndrăznim. Pentru că un om născut din nou, care trăiește în împărăția lui Dumnezeu, e în familia lui Dumnezeu, trebuie să arate ca și Iisus Hristos. Ei, imediat oamenii ce să vă lăudați. Nu e vorba de laudă. Dacă Biblia mie îmi spune că Dumnezeu ne sfințește, ne socotește neprihăniți prin credință, să devenim ca și Iisus Hristos, să fim ca și Iisus Hristos. Păi asta înseamnă un om născut din nou, un om sfințit, un om curățit, un om neprihănit, un om care
e interesat de lucrarea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Nu? Vă zice, atunci, dintr-o dată, poate am spus, dar cine e atunci născut din nou? Uite că sunt oameni născuți din nou. Care au convingerea lor interioară, da. Nu? Da, și care se și vede prin ceea ce, din trăirea lor. Eu cred că un om născut din nou, dacă, poate dau exemple clare, un om născut din nou, dacă până acum, eu știu, a băut, hai să luăm exemplul ăsta, sau a furat, sau a trăit în imoralitate, sau i-a plăcut să înșele, să înjure, să blesteme, un om născut din nou nu mai face lucrurile acestea. Dintr-o dată, să spun așa, minciuna este înlocuită cu adevărul. Da? Dintr-o dată, hoția este înlocuită cu cinstea. Imoralitatea cu o viață trăită în sfințenie. Deci oamenii, eu cred că asta ar trebui să vadă cu adevărat un pragmatism a unui om născut din nou. Nu doar așa, bisericoși sunt cu grămadă. Și sublinia încă o dată, nu neapărat că își impune o asemenea persoană să fie cinstit, corect. Acest lucru vine ca din interior, dintr-o trăire interioară și dintr-o schimbare radicală din interiorul inimii, da, care o face Duhul Sfânt. Da, exact. Pot să spun ceva fugitiv. În 2011 a fost recensământul, chiar a venit doamna și ne-am uitat pe rubrica aceea, religia. Și m-am trecut, bineînțeles, că fiind pentecostal. Dar nu era o rubrică pentru spiritualitate. Da? Pentru că religioșii, din păcate, religioșii divorțează, fac avorturi, fură, mint, înșală. Spiritualii nu fac așa ceva. Sau omul născut din nou, spiritual, nu face așa ceva. Știu că sunt rământ să vedem cine se declară născut din nou sau nu, pentru că e un lucru important și este poate lucrarea cea mai importantă a Duhului Sfânt, a necumenit de păcat, da, și a ne arăta, a deschide ochii minții și a da acea măhramă de care vorbea fratele de pe ochii noștri și sper că multora Duhul Sfânt a dat măhrama în aceste prime minute ale discuției noastre. Și un început de drum. Da. Fratele, să ne pregătim pentru a-i conduce într-o rugăciune, dacă ar mai fi ceva de adăugat pentru cei care vor, s-au lăsat convinși de Duhul Sfânt și vor să facă o rugăciune și să... Pentru că, în partea a doua discuției noastre, cei care nu sunt născuți din nou, poate nu vor găsi prea multe puncte de înțelegere, vorbind despre botezul cu Duhul Sfânt ca experiență ulterioară. Deci eu aș vrea să fac o remarcă, și anume, Domnul Iisus a spus așa, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Acum. Nu cei neprihăniți au nevoie de pocăință, ci cei păcătoși. Dacă cineva, așa cum spunea fratele Florin, are nevoie, dorește aceasta, este interesat de aceasta, Duhul Sfânt cercetează viața lui și eu aș vrea să-i îndemn deja să înceapă să se roage și să... Acolo unii neascultanți acum. În fotolii, acasă, în fața televizorului sau în fața calculatorului. Poți să spui, Doamne Duhule Sfinte, Doamne Tată, arată-mi ce este în inima mea. Arată-mi cum sunt înaintea Ta. Descoperi-mi, fiindcă Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Atâta timp cât o persoană nu-și dă seama că este un păcătos, el n-are nevoie de mântuire. Nu are nevoie. Chiar dacă el se roagă împreună cu mine în seara aceasta, rugăciune de felul acesta, cum am menționat, sau orice tip de rugăciune, nu se întâmplă nimic altceva decât a rostit câteva cuvinte. Ceva la nivelul intelectului. Poate este un pas și din punct de vedere al spiritualității. Dar dacă cineva se vede că este un păcătos, atunci el începe să strige către Dumnezeu, Doamne, sunt un păcătos. Mulțumesc că ai murit, Doamne Iisuse, pentru mine, pentru păcatele mele. Mântuiește-mi sufletul, iartă-mi păcatele, eu cred în Tine, mă întorc la Tine. Înțelegeți? Aș vrea chiar să ne rugăm. Mm-hmm. Dacă e cineva care simte nevoia aceasta și dorește să facă lucrul acesta, așa cum stăm, aș vrea să ne rugăm. Mm-hmm. Da? Vă puteți ruga împreună cu mine. Puteți repeta împreună cu mine sau vă puteți ruga prin cuvintele dumneavoastră, luați doar ideile care le voi exprima. Haideți să ne rugăm. Doamne Tată, îți mulțumesc că L-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos și L-a murit pe cruce pentru păcatele întregi omenieri și pentru păcatele mele. În seara aceasta eu îmi dau seama că sunt un păcătos. Am nevoie de Tine. Mântuiește-mi sufletul. Cercetează-mi inima prin Duhul Sfânt și arată-mi starea mea așa cum sunt. Mărturisesc că am nevoie de Tine. Mântuiește-mi sufletul. Doamne Iisuse, Te primesc în viața mea. Cred că Tu ai murit pe cruce pentru păcatele mele. Știu că ai murit pentru păcatele întregi omenieri, dar în seara aceasta eu stau singur în fața Ta. Și eu cred că Tu ai murit pe cruce pentru păcatele mele.
Mântuiește-mi sufletul, iartă-mi toate păcatele, dă-mi viață veșnică, Tată, fă din mine un copil al Tău. Mulțumesc că m-ai ascultat și îți mulțumesc că mă ascult. Vin și mărturisesc păcatele mele care le-am făcut înaintea Ta, fie cu gândul sau cu fapta, din știință, din neștiință, cu voie sau fără de voie, și îți mulțumesc că Domnul Iisus a plătit pentru toate. Eu cred aceasta, mă pocăiesc, mă pocăiesc înaintea Ta, mă pocăiesc înaintea Ta, mă închin înaintea Ta, mă pocăiesc, mântuiește-mi sufletul, dă-mi viață veșnică și îți mulțumesc că Tu m-ai ascultat. Amin. Amin. Să mai citesc un cuvânt. Fratele Dan Florin a spus că este acea schimbare pragmatică din viață, dar în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, spune așa: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos. Toate lucrurile acestea. Dacă în seara aceasta te-ai rugat și l-ai chemat pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, dacă în seara aceasta ai spus: Doamne, eu sunt un păcătos și am nevoie de Tine, mântuiește-mi sufletul, Dumnezeu te-a ascultat, El a venit în ajutorul tău, te-a ascultat, și dacă tu ai crezut din toată inima că El a murit pentru păcatele tale, Biblia vine și spune: oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Roman 10:13. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Sau mai, poate n-ai fost gata ca în seara aceasta să te rogi, dar emisiunea din seara aceasta va rămâne în memoria ta, va rămâne în gândurile tale. Știi cum să o faci. Și undeva, undeva în viitor, când vei vrea să faci lucrul acesta, ce se întâmplă? În momentul când cineva se pocăiește înaintea lui Dumnezeu, păcatele lui sunt iertate. Este scris în Biblie. Aș vrea să citesc. Aș vrea să citesc. N-aș vrea să fie de la noi. Coloseni 1:13 și Coloseni 2:14. Coloseni 1:13 spune așa. Coloseni 1:13-14. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, versetul 14, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Ce avem prin sângele Lui? Iertarea păcatelor. Capitolul 2, cu versetul 14. Nu, cu versetul 13. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. Toate greșelile. Toate. Absolut toate. Și Biblia vine și spune că Dumnezeu le iartă, Evrei 8:12, Evrei 8:12, Dumnezeu iartă păcatele și nu-și mai aduce aminte niciodată de ele. Nu-și aduce aminte niciodată de ele. Evrei 8:12, pentru că le voi ierta păcatele, nelegiuirile, și nu voi mai aduce aminte de păcatele și de fără de legile lor. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Nu le-am spus noi. Dumnezeu a spus cuvintele acestea. Sper că pentru mulți cele ce le-a citit sunt o confirmare și sunt relevante chiar începând din această seară. Altor adulți le va aduce aminte ulterior. Pentru că în partea a doua a seriei vrem să ne rugăm pentru botezul Duhul Sfânt. Am vrea să pregătim, avem un mic spot pe care vom difuza în vreo 5-10 minute, dar mulți credincioși știu foarte clar în momentul în care au făcut această rugăciune, au primit în inimă pe Iisus Hristos și deoarece Sfânta Trăime este indivizibil, au primit Tatăl și Duhul Sfânt. Sfânta Trăime este în Duhul persoanelor care s-au rugat împreună cu fratele Elie. Mulți spun, da, acesta e un moment când am făcut această rugăciune, rugăciunea păcătosului sau rugăciunea inimii sau lacrimilor, cum le-a zis fratele Elie, e un moment în care noi am primit Duhul nostru, a fost regenerat și avem Duhul Sfânt. Puteți citi versul? Da, drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Noi. La plural. Ca Sfânta Treime. Da. Deci pentru dumneavoastră, cei care au făcut această rugăciune, Sfânta Treime este în dumneavoastră. Ca efect are o schimbare a vieții complete și siguranța mântuirii, bineînțeles. Eu aș vrea să mai adaug în ziua de cinzecime, când Duhul Sfânt a coborât și Petru predica Evanghelia, în capitolul 2, fapte 2, cu 37, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas răpunși în inimă, așa cum mulți în seara aceasta au rămas răpunși în inimă de Amin. Duhul Sfânt. Amin. Și au spus: eu vreau să mă întorc la Domnul, vreau să mă pocăiesc când predau viața Domnului. Da?
Și au zis lui Pavel, lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus pe iertare păcatelor voastre. Deci pe baza credinței. Deci pocăiți-vă și apoi vine și spune, după ce ați crezut, apoi, în partea a doua, a versetul 38, și apoi veți primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru tot cei ce sunt departe, acum în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Cei care sunt departe suntem noi. Da, care... generate după generate. Da, deci este foarte clar în acest verset, în fond, anticipați partea a doua discuție noastră, faptul că după momentul pocăinței și urmează o a doua experiență, a botezului cu Duhul Sfânt. Eventual subliniați, frate Florin, în fond, care e diferența dintre nașterea din nou ca moment a primirii Domnului Iisus și a Duhului Sfânt în viața noastră și o experiență ulterioară? Convingeți-ne prin câteva versete că experiența ulterioară a botezului cu Duhul Sfânt este ceva distinct de momentul nașterii din nou prin primirea Domnului Iisus în inimă. Mulți spun, am Duhul Sfânt, l-am primit, am versete biblice, l-am primit în momentul în care am făcut rugăciunea păcătosului și l-am primit pe Domnul Iisus în inimă. Păi nu contestă nimeni faptul, adică poate că s-ar găsi cineva să spună că nu l-ai pe Duhul Sfânt în momentul ce ești născut din nou, pentru că tocmai Duhul Sfânt naște omul din nou. Și, dar eu cred, din punct de vedere biblic, că botezul în Duhul Sfânt, cum spunea, și cred că e mai valabil asta, da? Sunt diverse exprimări în traducțiile noastre. Este ceva diferit de nașterea din nou. Nu contest faptul că pot să aibă loc în același moment. Poate să fie. Am întâlnit astfel de cazuri. Naștere din nou, e născut din nou și poate să primească practic și botezul în Duhul Sfânt. Nu, dar sunt două experiențe spirituale diferite. În primul rând, că nașterea din nou are loc o singură dată. Deci este un eveniment care, ca și la un om, nu? Te-ai născut odată, cum zice, după aia vine moartea, așa. Dar botezul în Duhul Sfânt are, bineînțeles, și el o singură dată, te boteze, da? Și putem da, haideți să citim atunci că e mai bine, Fapte 2 cu 4. Noi așa spunem că a fost botezul în Duhul Sfânt a tuturor celor aproape 120 și toți s-au umplut de Duhul Sfânt, Fapte 2 cu 4, și au început să vorbească și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Ei, dacă întoarcem în capitolul 4, versetul 31, tot aceiași care primiseră umplerea asta despre care zicem, versetul 4 cu 31, dacă s-a pus, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Uite că nu trece o multă vreme și din nou o altă umplere. Și am putea spune, dar de ce atâtea umplere? Păi Pavel zice, fiți plini de Duhul Sfânt. Să fim tot mereu plini. Cu cât ești mai plin, cu atât ești mai eficient, cu atât ești mai stabil, mai echilibrat, mai om de caracter, să zic așa. Cred că, va zice cineva, dar atunci pe unde se scurge? De ce avem nevoie de o umplere? De ce avem nevoie de o umplere? Eu am așa o vorbă mai practică. Pe unde golești un vas? Pentru o fisură. Pe gură. Cred că cea mai multă scurge la noi vine pe gură, că... Da, și Apostolul Pavel dă un îndemn acolo în Efeseni, capitolul 5, unde zice să vorbim între noi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Cred că asta, de fapt, menține, și poate era bine să vorbim, menține plinătatea și, cum să zic, tonusul acela la superlativ în noi, să fim plini de Duhul Sfânt. Asta poate diferi de multe ori de temperament, că eu sunt așa, poate unul mai energic și a zice oamenii, bă, dar ăsta e plin de Duhul Sfânt, de ce să... și altul poate să fie la fel plin de Duhul Sfânt, cu un temperament mai... Da, dar asta nu se vede neapărat în felul de temperament că cineva e plin de Duhul Sfânt, ci plinătatea Duhului Sfânt se vede în activitatea lui, în lucrarea pe care o duce, în roada pe care o dă, în... ce să mai zic, în darurile pe care le manifestă. Nu vreau să sublinez un lucru important spus de fratele Florin. Da, e un moment inițial al umplerii cu Duhul Sfânt, a botezului cu Duhul Sfânt, dar este și o permanență, o nevoie permanentă de umplere, de plinătate a Duhului Sfânt ca o experiență continuă a credinciosului. Păi am putea o spune ca la exemplu la o mașină, nu? Dacă tu consumi benzină și motorină, cine merge după... Da. Adăugați. Intrăm în detalii. Da. Deci, în Ioan 7 cu... 37.
Cu 37. Vă întrerup puțin până caută versetul colegele mele. Am primit deja câteva cereri de rugăciune, sunt aici pe masă. Cineva care, în fond, m-a determinat să punem accentul în această seară pe Botezul cu Duhul Sfânt, e o familie, Dan, Iuliana, Denisa și Paul, care chiar înainte de a intra în emisiune mi-au trimis un e-mail, vor Botezul cu Duhul Sfânt. Și cred că mulți care poate ne-au scris sau nu ne-au scris își doresc acest lucru și doresc această experiență, poate chiar în emisiunea asta sau convinși de ce discutăm noi, o experiență ulterioară în intimitatea lor ulterioară. Continuați. Domnul Iisus a spus așa, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui, voi curge râul de apă vie, cum zice Scriptura. Din Ioan 7 cu 37 și 38. Și 39. Spunea 39. Cuvintele acestea despre Duhul Sfânt pe care aveau să-L primească. Ceea ce vă crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Da, multe spune versetul ăsta 39, că Duhul Sfânt încă nu fusese dat. Da. Okay. Deci, un aspect este că Duhul, din inima credinciosului care primește Duhul Sfânt, țășnesc râul de apă vie, izvoresc râul de apă vie. Amin. Este ceva care, din interior, în exterior, și toată lumea vede aceasta. Uh-huh. Mai este încă o altă, fapte 2 cu 17, este un verset care este Duhul Sfânt la preluat din Ioel, capitolul 2. Da. Petru a spus așa, în zile de pe urmă, zice Dumnezeu, voi tona Duhul meu peste orice făptură. Peste orice făptură. Știți cum este? Dacă exact și cum cineva vine cu o găleată sau cu ceva, cu un metru cub de apă, așa. Îl toarnă peste mine. Așa face Dumnezeu și El toarnă Duhul Sfânt peste oricare făptură. Deci asta spun că viața creștină normală este viața umplută de Duhul Sfânt. Aceasta este voia lui Dumnezeu, ca toți credincioși și toată biserica să fie plină de Duhul Sfânt. Odată, din inimă, țâșnesc creuri de apă vie și pe altă parte, Dumnezeu toarnă în mod suverian Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Știi cine nu primește? Cine nu vrea? Cine are umbrela. Cine ține umbrela, da. Auziți, ne-am gândit mult să folosim un insert în acest punct al discuției noastre. Am întâlnit multe persoane în diverse evenimente, în diverse interviuri care le-am luat, care au avut această experiență a botezului cu Duhul Sfânt și a unei dovezi inițiale prin vorbire în alte limbi și după aceea unei umple repetate. Dar am gândit să folosim în această emisiune un scurt montaj. Sunt câțiva colegi de-ai noștri din lucrarea Alfa Omega TV care au avut această experiență și cu îngăduința lor o să dăm o scurtă secvență cu emisiune înregistrată, un segment înregistrat numai cu câteva luni de zile. Am văzut de-a lungul timpului că Dumnezeu întotdeauna a răspuns întrebărilor și provocărilor pe care le aveam în viața mea. În momentul în care am fost botezată cu Duhul Sfânt, îmi doream foarte mult să aflu mai multe lucruri despre persoana Duhului Sfânt, despre lucrarea sa. În acea vreme a venit în biserica unde eram un frate care a adus învățătură în direcția aceasta. A explicat ce înseamnă să fii botezat cu Duhul Sfânt și care sunt beneficiile pe care le ai mai apoi în viața ta. Apoi a făcut o chemare în față, a mers și eu, a venit lângă mine o femeie slujitoare care mi-a spus, nu trebuie să faci nimic, doar să lauzi pe Dumnezeu și să te încrezi în El. Așa și a fost, după 5 minute am început să vorbesc în alte limbi. Din acel moment am văzut că multe lucruri s-au schimbat în viața mea. În primul rând am avut o înțelegere mai profundă a lucrurilor spirituale, mai apoi am văzut că dragostea față de frații mei a crescut și o libertate mai mare în exprimare. Pentru mine a fost foarte greu să înțeleg cum e toată povestea asta cu Duhul Sfânt. Am încercat să fiu foarte rațională și nu înțelegeam ce e, cum e, chiar dacă am primit învățătura în direcția asta. Și a fost o perioadă din viața mea în care am încercat oarecum să studiez ce se întâmplă în momentul în care merg la rugăciune pentru Duhul Sfânt. Schimbările care le-am văzut în urma botezului cu Duhul Sfânt au fost extraordinare, pentru că până atunci mi-am văzut viața cumva pe pauză, mă vedeam oarecum ca o umbră. Din momentul în care am primit Duhul Sfânt, viața mea a început să capete o altă nuanță. Am început chiar să trăiesc, chiar să simt că trăiesc și din ce în ce mai mult să descoper pe Dumnezeu, să descoper ce vrea El cu viața mea, să-mi vorbească Dumnezeu, să mă folosească Dumnezeu pentru alți oameni. A fost un proces în care am devenit o persoană dinamică și viața mea a fost schimbată și am ajuns la statura de om nou. Am trăit experiența botezului în Duhul Sfânt la scurt timp după predarea mea Domnului, respectiv botezul în apă. Și deși nu aveam cunoștință despre doctrina botezului în Duhul Sfânt, în inima mea simțeam că este lucrarea imediată și imperativă care trebuie să aibă loc în viața mea, ceva absolut necesar pentru a-mi continua viața de credință.
La o întâlnire a grupului nostru de studiu a venit un slujitor al lui Dumnezeu și ne-a provocat să facem această rugăciune pentru primirea botezului în Duhul Sfânt. În momentul acela nu am știut foarte clar ce trebuie să fac, ce ar trebui să spun, însă el ne-a exemplificat într-un mod foarte plastic și ne-a provocat să avem credință. Darurile Duhului Sfânt, botezul în Duhul Sfânt, practic se primește prin credință. Și nu a făcut altceva decât să își dea ceasul jos de la mână și să mă întrebe, vrei acest ceas? Iar eu am răspuns, da, atunci ia-l, ți-l dăruiesc. Trebuie doar să întinzi mâna și să-l iei. Imediat după această ilustrație ne-am rugat și Dumnezeu a revărsat așa cum El promite celor care cred. Am primit botezul în Duhul Sfânt în urmă cu 2 ani de zile și pot să spun că din acel moment viața mea a fost într-o continuă schimbare, în bine, bineînțeles. Am putut să observ cum Dumnezeu își face tot mai mult loc în inima mea. Și deși de multe ori mi-am dorit să mă pot schimba, nu găseam acea putere. Iar în momentul în care am primit Duhul Sfânt, am realizat că puterea vine din Dumnezeu. În același timp, Dumnezeu mi-a dăruit și anumite daruri pe care continui să le descoper. Știu că noi trebuie să le cerem, le-am cerut, dar deși poate ele erau în mine, nu erau încă activate. Acum sunt într-o continuă căutare tot mai mult după Dumnezeu și am descoperit că în același timp viața e mult mai frumoasă. În sensul că tot mai mult descoper lucruri frumoase pe care Dumnezeu le-a pus în mine odată cu aceste daruri. Suntem din nou în studio Alfa Omega. Te-am urmărit cu interes aceste scurte mărturii ale colegelor noastre. După cum știți, sunt colegii noastre sunt parte din diverse biserici și experiența primirii botezului în Duhul Sfânt, sau cum au zis ele fiecare, nu are de-a face cu un anumit tip de biserică, o anumită experiență, ci are de-a face cu credința și cu dorința de a primi. Vreau să citesc câteva întrebări care au venit la această temă. Lumea începe să ne întrebe sau să dorească. Cineva cu numele de Augustin din Zalău vrea botezul cu Duhul Sfânt. Cineva din București, Angelica, da, vrea să fie umplută cu Duhul Sfânt, mai are și alte cauze de boală aici. Din București, Luminița vrea să primească botezul în Duhul Sfânt. Cineva din Lugoș, Adina, ne întreabă, poți fi umplut cu Duhul Sfânt în fiecare zi? Într-o fel ați început să răspundeți, e nevoie, sau doar în această seară și după aceea lucrurile se asine. Cineva din Cluj-Napoca, cu nume de Dragoș, ne întreabă, doar persoanele care au darul vorbirii în limbi sunt botezate cu Duhul Sfânt? O întrebare care este în inima și mintea multora și pe gustele multora. Din București, Mihaela vrea umplere cu Duhul Sfânt, vrea și rugăciune pentru căsătorie. Din Constanța, cineva cum e Cătălina, rugăciune pentru fica să fie umplută cu Duhul Sfânt. Și pentru Aurelia, pentru regenerare, probabil că un proces chiar nuanțe pe care le-ați pomenit deja. Cineva din Oradea, numele Traian, da, întrebări mai delicate, mai speciale, care necesită o emisiune aparte. Ce menire va avea Duhul Sfânt în ziua răpirii? Ce se va întâmpla cu cei care nu au Duhul Sfânt la învierea din morți? Care este ultima lucrare care va avea Duhul Sfânt pe pământ? Vedem, poate răspundem într-o altă emisiune, dar dacă aveți un gând pentru el. Din Baia Mare, Ana Maria, doresc să stărui în rugăciune pentru primirea Duhului Sfânt și doresc fierbinte să vă rugați pentru mine. Și această dorință fierbinte cred că este în mintea multora care ne urmăresc, deși chiar Daniela explica în finalul acestor interviuri, spunea că lucrurile par mai simple decât credem noi în a primi acest dar al Duhului Sfânt. Comentarii, vă rog, în pregătirea rugăciunii care urmează. Luca 11 cu, de la 9 până la 13. Luca 11, 9 la 13. Dacă se poate și afișa, de aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da.
căutați ce veți găsi, bateți ce vi se va deschide, fiindcă oricine ce îi capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă îi cere un ou să-i dea o scorpie? Și Dana a făcut, când a depus măritorie, a depus măritorie că, cu ceasul, da? E foarte sugestiv. Și versetul 13 spune așa, deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bunii copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Eu aș vrea să mă adresez tuturor celor care ne urmăresc și doresc ca să primească botezul în Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt. Pun o simplă întrebare. Poate Dumnezeu să mintă? Nu. Este scris, Dumnezeu nu poate să mintă. Mm-hmm. Și acum, oricare ai fi, aș vrea să te întreb direct. A spus Dumnezeu o minciună în toată veșnicia până în seara aceasta? Nu. O să spună Dumnezeu o minciună de acum până în toată veșnicia viitoare, până... Ce ziceți dumneavoastră? Și acum, pun în ghilimele, fiindcă nu este un adevăr aceasta. Ar putea Dumnezeu să te minte chiar pe tine în seara aceasta care te rogi ca să îți dea Duhul Sfânt? Fiindcă Biblia vine și spune așa. Tatăl va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Nu celor care merită, de exemplu. Nu pe baza meritelor noastre. Nu. El dă Duhul Sfânt celor ce îl cer. Eu cred 100%. Așa cum este scris, eu așa cred. În seara aceasta sau oricând cineva care va urmări înregistrarea aceasta se va ruga în felul următor și ajunge în fața tatălui și în fața lui și spune, tată, este scris. Câteodată eu mă rog și pun mâna pe cuvânt, deschid Biblia și spun, tată, așa este scris aici, tată, așa este scris. Eu pe baza cuvântului, eu cer Duhul Sfânt și îți mulțumesc că deja mi l-ai dat. Luca 11 cu 13. Și poți să încep să laud, Doamne, te laud pentru că tu nu minți. Doamne, te laud pentru că și cuvântul tău este adevărat. Doamne, te laud pentru că și niciun cuvânt al tău nu este lipsit de putere. Doamne, te laud pentru că este scris. Tu dai Duhul Sfânt celor ce ți-l cer. Și în seara aceasta îți cer Duhul Sfânt. Și îți mulțumesc că tu mi-l dai. Amin? Amin. E prea simplu, frate. Pentru că este așa de simplu. Noi ne împiedicăm în simplitate. Este atât de simplu încât Duhul Sfânt poate să-l primească orice persoană. Petru vine și spune Duhul Sfânt este turnat peste generații. În Fapte capitolul 2. Toate generațiile pot să primească Duhul Sfânt. Fapte capitolul 2. Este textul reluat din Ioel și gata, frate Dani, te las și pe tine. Așa. Fapte capitolul 2. Fapte 2 cu 39. Sau fapte 2 cu 17. Hai să luăm cu 2 cu 17. În zile de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenie și bătrânii voștri vor visa visuri. Deci Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt peste toate generațiile. Nu este limita de vârstă. Nu este limită de vârstă. El... Secol anume, sau... Nu. Spune chiar peste robi și peste roabe. Roabele mele voi turna în zilele celea din Duhul meu și voi proroci. Și apoi oamenii, ascultători, când Petru a predicat acolo, când au întrebat, frate, ce să facem? În versetul 39, în fapte 2 cu 39, spune că și făgăduința aceasta este pentru voi și pentru copiii voștri. Și pentru copiii voștri. Este pentru toate generațiile. Și în seara aceasta... Duhul Sfânt este pentru oricine dorește să-L primească. Oricine vrea. Oricine vrea. Bineînțeles, cred că mulți oameni ar putea să ne judece pentru că facem prea liberă asta, dar... Prea ușoară. Da. E clar că eu am o percepție. Dumnezeu nu va da Duhul Sfânt celor oamenilor nenăscuți din nou. E clar. Am stabilit că trebuie să fii născut din nou, adică să fii o creație nouă, cum se citea din aur aici. Dar există din punct de vedere biblic un lucru care... poate pe mulți îi opresc sau pe mulți chiar îi rețin pe margine. De exemplu, sunt oameni care întreabă, zice, da, mă rog, de ani de zile, nu primez, nu... E adevărat că dacă ceri, și sunt sigur că au cerut, aș lega aici două versete
care pentru mine sunt foarte capitale în privința asta. Ioan 7 cu 38, dacă se poate afișa, de fapt, ceea ce citeam adineauri. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și versetul 39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în El. Cei ce vor crede, subliniez, cei ce vor crede în El. Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede. Amin. E clar. Și leg încă un verset și de ce vă spun imediat. Fapte 5 cu... dacă se poate afișa, 5 cu 32. Și aici s-ar putea să fie probabil o marjă puternică, dacă s-a afișat. Noi suntem martori acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Ei, dintr-o dată avem două condiții. Să crezi și să asculți. Eu spun așa, nu există, nu se poate una fără cealaltă. Cine spune că crede și nu ascultă, apă de ploaie. Iar cine spune că ascultă și nu crede, la fel. De aceea cred că l-a ales Dumnezeu pe Avram ca părinte al tuturor credincioșilor, pentru că acest Avram a ascultat în totul lui tot de Dumnezeu. Și aș putea, și am curajul să spun în seara asta, lângă ceea ce spunea fratele păstor Ilie, Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce îl cer, dar mă întreb, ascult și cred că mi-l poate da mie? Pentru că ar fi un lucru aici și mulți se întreabă. Și lucrul ăsta l-am văzut în special în cercurile de rugăciune, unde oamenii vin să stăruiască. Păi zice, de-aia nu primești că nu știi ce să faci cu el. De-aia nu-ți dă Dumnezeu că nu ești pregătit. Și încercăm să aducem tot felul de ipoteze care nu sunt biblice. Eu cred că cea mai bună convingere pentru ca cineva să primească botezul în Duhul Sfânt este ca el să creadă ascultând de Dumnezeu sau ascultând de Dumnezeu crezând. Nu se poate una fără cealaltă. Din nefericire, noi spunem că suntem un popor de credincioși în România asta. Dar eu zic credincioși, necredincioși. Că a noastră credință se vede prin ascultarea de Dumnezeu. Ori cred și ascult, ori nu cred și n-ascult. Și eu cred că în fiecare denominațiune aceeași Biblie, aceea se spune. Și lucrul care s-ar lămuri cel mai fain, ar zice, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Domnul Iisus zice, dacă mă iubește cineva, păzește poruncile. Și asta e porunca lui Dumnezeu. Să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Ascultând porunca asta, crezi în Dumnezeu, Dumnezeu îți dă Duhul Sfânt, te umple de Duhul Sfânt. Bună această precizare, pentru că noi, dar poate mulți vor crede, hai să am și o experiență spirituală, botez cu Duhul Sfânt, dar e o condiție, trebuie să fiu născut din nou, trebuie să cred pe Dumnezeu, să fiu dispus să fiu într-o ascultare și să fiu născut din nou în fond. Și apoi pot să cer într-adevăr ca un ceas sau acest dar care mi-l dă Dumnezeu cu mână largă, dacă îl cer ca un tată iubitor. Eu aș vrea să mai completez și anume, când Petru era în casa lui Corneliu, Fapte capitolul 10 cu versetul 43. A început să predice și în 10 cu 43 spune așa cuvântul Domnului. Toți proroșii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertare păcatelor. Uh-huh. Așa cum în seara aceasta am arătat cuvântul lui Dumnezeu. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste tot cei ce ascultau cuvântul. Deci ei ascultau cuvântul, au crezut cuvântul, au crezut în Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt a coborât peste ei. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamă, că și auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, poate opri apa ca să nu fie botezat aceștia care primi Duhul Sfânt ca și noi? În seara aceasta ne ascultă mulți ascultă și poate vor mai asculta și în reluare, vor asculta în reluare. Deci, în momentul când cineva ascultă cuvântul Domnului și crede, Duhul Sfânt, Dumnezeu este în mod suveran, toarnă Duhul Sfânt peste el. Este lucrarea și asta în mod suveran, care s-a întâmplat în casa lui Petru, în casa lui Corneliu. Petru a rămas uimit, cei care au venit cu el au rămas uimit. Erau evrei, erau neamuri. Erau neamuri. Ei n-au știut despre stăruință, n-au știut absolut nimic. Petru predica. Au ascultat, au crezut și au primit Duhul Sfânt. În seara aceasta, noi citim din cuvântul lui Dumnezeu, Rostim cuvântul,
ascultați, da? Yeah. Ascultați, credeți și primiți Duhul Sfânt. Și cere. Și cere. Dacă uite. Un element din acest verset, într-adevăr, în acest caz, din Biblie, botezul în apă pentru cei care au dorit a fost ulterior. Mulți spun, prima trebuie să fii botezat și în apă și după aceea, eventual, se pune problema botezului cu Duhul Sfânt. Momentul acesta are o sau nu o importanță. Duhul Sfânt, după momentul nașterii, din nou poate să... Și ce interesant că, zice aici, după ce au fost botezați în Duhul Sfânt, Petru a zis, și-a poruncit să fie botezați în numele lui Iisus în apă. Sunt multe întrebări care le-am citit deja, cineva care să ne rugăm ca să spune această soră din Baia Mare să ne rugăm pentru ea ca să aibă putere să primească, dar până acum ați fi explicat că nu neapărat de rugăciune este nevoie, ci de o înțelegere a lucrurilor, așa cum ați încercat să lămuriți acum. Și Luca 11 vorbea de rugăciune, adică să ceri. Da. Deci trebuie să ceri. Ce trebuie oamenii să înțeleagă? Nu noi dăm Duhul Sfânt. Asta ar trebui, deci nu pastorii, nu oamenii gestionează lucrarea asta. Și asta trebuie oamenii să fie foarte convinși. Mă bucur că ei spun să ne rugăm, dar Dumnezeu este Cel care dă Duhul Sfânt sau Iisus Hristos este Cel care îi botează pe oamenii în Duhul Sfânt. Eu cred că lucrurile ar trebui privite altfel. Uite, frații se roagă, păstorii se roagă, dar eu să fiu Cel care să fiu determinat să primesc. Din Siret, din nord, din zona Bucovina, cineva cu numele Aurora vrea să primească botezul cu Duhul Sfânt și în câteva minute o să facem o rugăciune împreună cu dumneavoastră. Tot din Huedin, Cătălina vrea botezul cu Duhul Sfânt și pentru familia eliberare și botez pentru toată familia. Au înțeles că este important din Reghin, cineva care nu și-a dat numele dorește acest lucru și aduce și alte persoane pe lista de rugăciune. Din Cluj, cineva dorește din Răcăciun să se botez cu Duhul Sfânt, cineva din Tulcea, cu numele de Veronica, vrea umple cu Duhul Sfânt, cineva din Târgu Jiu, cu numele Adela și vindecare de anumite boli. Deci lumea a devenit curioasă și este important. Dar am așa o întrebare simplă. De ce, dacă sunt mântuit, am siguranța mântuirii, o să petrec veșnicia cu Dumnezeu, l-am primit pe Domnul inimă prin rugăciune, totuși, de ce e important să fii botezat și cu Duhul Sfânt? E o întrebare candidă, poate vă pun unii. Zic, sunt mântuit, am siguranța mântuirii, o să fiu în rai cu Dumnezeu, mai am nevoie de această experiență, la ce mă ajută? În momentul în care eu sunt umplut de Duhul lui Dumnezeu, am experiența asta, Dumnezeu mă poate folosi la un randament mult mai înalt. Plus de aceea, viața mea este mult mai eficientă și eu sunt mult mai, cum să zic, mai fericit. De ce să duc, eu am o vorbă așa, de ce să mănânc o felie de pâine când pot să mănânc o pâine? De ce să beau un sfert de pahar de apă când pot să beau un litru de apă, când pot? Vedeți, oamenii poate ar pune întrebarea toată pe margine. Cum aș putea să fiu mai nesfânt? Dar de ce să nu fiu mai sfânt? Mai puternic, mai plin de Duhul Sfânt. Deci, în esență, nu are legătură cu mântuirea. Mântuirea e, da, prin credința în Iisus Hristos. Are legătură cu eficiența în a sluji, da. Puterea de a sluji, de a și cred că asta vrea Dumnezeu de la noi. De a fi eficient, de a fi plin de bucurie și cu randament. Știți cum e de multe ori vorba așa? Frate, zice, numai să închidă ușa după mine în cer. Când Domnul Iisus zice, vă voi pune să stați cu mine pe scaune. Mie nu mi-e tot una, da? Adică să stai după ușă sau să stai pe scaun lângă Iisus Hristos. Am citit o ilustrație. Care este diferența dintre viața plină de Duhul Sfânt și unul care nu este plin de Duhul Sfânt? Dar născut din nou. Totuși. Născut din nou. Da. Cineva avea acasă de tăiat mai mulți bușteni, s-a dus la un magazin unde se vindeau drujbe și a spus, am nevoie de cea mai performantă drujbă. Vânzătorul i-a recomandat și atât a lăudat-o și a spus, domnule, nu știu câți metri cubi, mulți metri cubi poți să tai pe zi. Și el a venit acasă seara, un pachetat drujba, s-a dus înapoi la magazin și a spus vânzătorului, domnule, m-ai înșenat. Dar de ce? Mi-a spus că tai nu știu câți metri cubi și eu toată ziua am putut, de-abia am reușit să tai un singur butuc. Și vânzătorul se uitează și nu te înțeleg. Cum, domnule, nu merge? Nu merge. Scoate de acolo drujba, trage de sfoară, pornește motorul și acolo avea niște butuci de model și a început să dirigeze lama. Și el a început să râde. Deci, domnule, deci eu toată ziua, cu motorul oprit, am făcut așa, toată ziua. Motorul oprit. Cu motorul oprit. Și nu mi-a spus, domnule, că trebuie să fie pornit motorul. Asta este diferența dintre viața plină de Duhul Sfânt. Creștinii
atâta se străduiesc ca să rodească roada Duhului din efortul lor personal și niciodată. Ba urmărește dragostea, ba urmărește credincioșia, ba urmărește înfrânarea, ba când urmărește dragostea, o uitat-o pe ceiași, când urmărește pe aceea, o uitat-o pe ceiași, urmărește numai una și toate celelalte au rămas. Câteodată uită despre roada. Da. Viața plină de Duhul Sfânt, a fi plin de Duhul Sfânt înseamnă a fi călăuzit de Duhul Sfânt, a fi împuternicit de Duhul Sfânt. Eu când am citit ilustrația aceasta, m-am regăsit în ea. Îmi place, m-am regăsit în ea. Fiindcă am avut o viață seacă, o viață religioasă, o viață searbădă, m-am identificat și atunci am strigat către Domnul și am spus, Doamne, eu știu despre Duhul Sfânt, predic despre Duhul Sfânt. Am nevoie să mă umple. Umple-mă. Și erați membru în biserică de ani de zile. Și, da. Și de ani de zile. Da, și asta este. Mulți au fost deja curioși și nu știu exact cum o să facem, cumva poate amândoi, unul după celălalt, să ne rugăm împreună cu cei care doresc acest lucru. Nu știu, poate într-un mod simplu, într-un fel, poate că rugăciunea ar trebui să fie provocată de partea cealaltă a ecranului. Ca cei care ne urmăriți, care au fost convinși în mare parte de cele ce a spus aici, să ceară să-și dorească. Nu știu exact, de obicei am făcut rugăciuni de aici, de la noi, înspre dânsii. Acum poate aveți înțelepciune și călăuzire să-i îndemnați. Noi putem să ne rugăm Domnului să îi boteze pe ei, dar e important ca oamenii să vrea să creadă, să asculte, da. Probabil le putem da câteva sugestii aici și să... ieșim probabil să spunem că nu există neapărat un șablon. Nu există neapărat un șablon pentru asta. Una dintre angajatele dumneavoastră amintea adineauri ce important e să lauzi pe Domnul. Cum a fost învățată să laude pe Domnul? Eu am văzut cele mai multe experiențe sunt așa. Încep oamenii să laude, să laude pe Domnul și Dumnezeu îi umple de Duhul Sfânt. Și poate accentuăm și acum aici. E chiar important să vorbească în alte limbi în momentul în care este umplut de Duhul Sfânt sau nu există botez în Duhul Sfânt fără vorbire în alte limbi. Acum, ce să zic, am putea să fim, să tragem și de o parte și de alta, dar eu, în primul rând, asta vreau să spun. Oamenii nu trebuie să gândească că există un șablon pentru așa ceva. Cum nu există, de exemplu, un șablon pentru mântuire. Că poți să fii mântuit, de exemplu, în timp ce conduci mașina sau în timp ce te uiți la televizor sau în timp ce ești într-o biserică sau în timp ce mai știu pe unde. Poți să... La fel, botezul în Duhul Sfânt, poți să... Eu am auzit experiențe, te miri în ce locuri au primit unii botezul în Duhul Sfânt. De exemplu, pe vremea comuniștilor se adunau în păduri și acolo stăruiau și erau botezați în Duhul Sfânt. Alții în casă, alții în timp ce mergeau la servici. Eu țin minte, eram tânăr când în biserică unde eu activam acolo, tineri au început să cânte în alte limbi, să vorbească în alte limbi în biserică, la o slujbă, nu neapărat rugăciune de stăruință după Duhul Sfânt. Ei, nu trebuie să ne facem neapărat, dar poate că ar trebui, nu, de aici nu vreau să supăr pe nimeni, să oamenii eventual să se gândească să nu forțeze nota în dreptul altora. Știți că suntem diferiți. De exemplu, nu conducem toți aceeași mașină, nu suntem îmbrăcați toți la fel, nu ne place la toți aceeași mâncare. Dar de obicei oamenii așa au fost învățați. Și n-aș vrea să supăr pe nimeni, dar de obicei la țară trebuie să faci ca și mine sau să rostești după mine. Ei, s-ar fi putut ca în unele cazuri să dea, să funcționeze. Da. Duhul Sfânt nu este șablon și această experiență spirituală exact. Este la discreția Duhului Sfânt care face cum vrea, lucrează cum vrea, doar noi să fim deschiși și dornici pentru aceasta. Am auzit pe cineva care spunea, am postit 11 zile și după aceea, acum ca să iei șablona asta 11 zile, în dreptul lui a funcționat, slavă Domnului, dar funcționează, eu cred că în funcție de credința și ascultare pe care o avem față de Domnul. Haideți să încercăm să ne rugăm, poate. Trebuie să ne rugăm pentru că timpul trece și mai putem să stăm jumătate de oră în emisiune. Eventual să înceapă fratele Ilie și după să îndemne să ceară și fratele Florin. Dar cine dorește dintre dumneavoastră la îndemnul fratelui Florin, puteți să vă puneți pe genunchi sau să vă ridicați în picioare cum Domnul vă călăuzește și să fiți în Duhul cu noi. Tată, îți mulțumim pentru dragostea care ți-o arăți față de noi. Noi știm că tot ceea ce avem de la tine nu avem prin meritele noastre. Ce avem prin dragostea ta și prin bunătatea ta.
Și în numele lui Iisus îți mulțumim că ne dai și iertare și mântuire. Îți mulțumim că ne-ai născut din nou și ne naști din nou prin Duhul Sfânt. Amin. Și că ai făcut din noi făpturi noi. De aceea îți mulțumesc în seara asta și mă rog, atât noi cei care suntem aici pe platou, cât și cei care ne ascultă, la momentul acesta, Tată, un Tată bun ca Tine, un Tată atât de minunat, Tu dai daruri bune copiilor Tăi. Te rog din toată inima, botează în Duhul Sfânt pe cei ce ne ascultă. Amin. Dacă vei vedea că au credință și dacă sunt dispuși să asculte de Tine și împreună cu noi, ei cer și cerem, Tată, îndură-Te de noi și botează-ne în Duhul Sfânt. Umple-ne de prezența Ta, umple-ne de Tine. Noi credem lucrul acesta că este scris în Scriptură. Noi nu ne rugăm conform altor idei, ci ne rugăm conform cuvântului Tău. Și credem, Doamne, pentru că ai spus că oricine va crede, va fi umplut de Duhul Sfânt. Și noi am hotărât să ascultăm de Tine și să Te rugăm. Tată, ascultă-i pe cei care ne urmăresc și care se roagă împreună cu noi. Poate sunt acasă, poate sunt în poziții diferite. Nu e important. Important ca ei să creadă. Și mă rog, Doamne, ca al nostru cuvânt și al Tău cuvânt, amin, care a fost rostit în seara asta aici, să pătrundă în inimile lor, să-i transforme, să-i schimbe, Doamne. Și în momentul acela să-și dea drumul la limbă, la vorbe, să vorbească împreună cu noi. Eu cred în miracole, cred în minuni. Amin. E adevărat că cu mintea noastră limitată, omenească, nu prea înțelegem, dar mă rog în seara asta, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să transfere în casele celor ce ne urmăresc prezența Ta divină și să-i umple de putere, să-i umple de Duhul Sfânt, să-i umple de o viață nouă. Tată, îți mulțumesc că ne asculți, îți mulțumim că ești aici cu noi, te simțim, te avem în viețile noastre, te laud și îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru noi. Fii binecuvântat, îți mulțumim, Tatăl nostru, glorie Ție, slavă numelui Tău, aleluia. Aș vrea ca împreună cu noi să lăudați și voi pe Domnul, căci în timp ce lauzi pe Domnul, Dumnezeu e acela care coboară în mijlocul laudelor, așa spune psalmistul. Și Tată, îți mulțumesc căci ești cu noi aici și ești cu cei care ne ascultă. Prin credință Te-am rugat, Tată, în numele lui Iisus. Tată, și venim să-ți mulțumim, fiindcă este scris în cuvântul Tău, că Tu toi în Duhul Sfânt peste fiecare făptură. Tu toi în Duhul Sfânt peste fiecare făptură. Pentru Tine nu este distanță, pentru Tine nu este graniță, dar, Doamne, Tu toi în Duhul Sfânt peste fiecare făptură. Și în seara aceasta, tot ce care s-au rugat și cer de la Tine și doresc ca să primească Duhul Sfânt, rostim cuvântul acesta, Doamne, Tu l-aduci la împlinire, cuvântul Tău care scrie că Tu vei turna Duhul Sfânt și Tu toi în Duhul Sfânt peste fiecare făptură, peste fiecare făptură, și peste tineri, și peste tinere, și peste fii, și peste fiice, și peste bătrâni, Doamne, Tu toi în Duhul Sfânt, indiferent unde se află. În fie că este la Siret, fie că este în Babadag sau la Tulcea, fie că este la Constanța, da, Bianca, soara Iene, Doamne, ea se roagă, soara Cătălin, dar dorește ca fiica ei să primească Duhul Sfânt, da, Doamne, eu știu că Tu tu-ai Duhul Sfânt peste fiecare făptură și venim să-ți mulțumim pentru aceasta. Rostim cuvântul Tău în împlinire, rostim cuvântul Tău în împlinire. Ești un Tată bun și Tu dai daruri bune celor care strigă către Tine. Tu dai Duhul Sfânt celor ce Ți-L ceri. Și în seara aceasta venim să-ți mulțumim. Te laud pentru că Tu ești credincios cuvântului Tău. Te laud pentru că și cuvântul Tău este adevărul și niciun cuvânt al Tău nu este lipsit de putere. Da. Tu în Duhul Sfânt, Doamne, este vremea Ta, este sezonul Tău în care Tu în Duhul Sfânt peste fii și fiice din națiunea aceasta și venim să-ți mulțumim. Mulțumim, Doamne. Tot cei care ne ascultați, îndreptați, ridicați-vă mâinile și spuneți-i Tatălui, Tată, primesc Duhul Sfânt, Tu-mi dai Duhul Sfânt, am cerut și eu îl primesc. Primesc, nu resping lucrarea Ta. Da, Doamne, îți mulțumim pentru aceasta în numele Domnului Iisus. Amin. Dat să fie Domnul, doctorul nostru suprem. Sunt de la Hodac, județul Mureș. Am venit cu speranța în Dumnezeu, cu soțul meu
și mulțumesc la fratele Marius că el ne-o adus. Și am venit cu speranța în Dumnezeu ca Dumnezeu să-l vindece, pentru că este nevăzător de 2 ani jumate. Am avut o credință în suflet pentru el, să-l vindece Domnul pe el. Dar în schimb Dumnezeu s-a atins de mine. Lăudat să-i fie numele Lui. Eu am avut probleme în ultimul timp, coloana, piciorul stâng, călcâiul. Dimineața când mă ridicam din pat, nu puteam să pun piciorul jos. O oră jumate, 2 ore maxim, nu puteam să calc pe picior. Dar acum îmi mulțumesc la Dumnezeu că s-a atins de mine. Mărit și lăudat să-i fie numele Lui. Slăvit să fie Domnul. Mă numesc Fechi Adrian, sunt din Biserica Pentecostală Popeni, Sălaj. În 2010 am venit pentru prima dată la Rugul Aprins. Și când am venit aici, eram zdrobit, am ajuns pe deal, am simțit prezența Duhului Sfânt. Soția era plecată în Italia la muncă, eu am întors la Dumnezeu, am lucrat în poliție, am avut niște probleme mai grave, am avut un accident în circulație, am fobiat. Și eram aici zdrobit și am zis, Doamne, după ce m-am întors la Domnul, am zis, Doamne, te rog, aveam probleme la genunchiul drept, eram cadru militar și lucram la pompieri acum. Și probele sportive care ne cer să fim, dacă nu am probele sportive, eram dat afară. Și am zis, Doamne, te rog, să te atingi de mine. Am lăsat acasă mama cu probleme grave de sănătate, nu putea să mișce de picioare. Și când am venit aici, m-am așezat, era soare mare, lumea era în cort și am stat aici afară în soare. Am zis, nu sunt vrenic să intru în cort, eu stau aici în prezența ta. Am uitat de mine pentru că cineva s-a vindecat lângă mine și urla lumea și striga. Și în prezența aceea am uitat de boala mea. Și când am ajuns în vârful dealului, am realizat că Dumnezeu mi-a vindecat piciorul, pentru că nu mai mă durea. Slăviți să fie Dumnezeu. Și atunci am luat telefonul și am sunat-o pe mama acasă, a zis, cum te simți? Te doare piciorul? Zice, nu mă doare. Dar am zis, du-te, fugi o tură pe afară. Du-te, fugi o tură pe afară să vină. Și a venit mama și a spus, nu mai mă doare piciorul. Slăviți să fie Dumnezeu. Glorie Domnului. Îi mulțumesc de Dumnezeu pentru că am pierdut totul, dar am aflat pe El. Și Dumnezeu mi-a dat înapoi totul acum. Și mai mult de atât. V-am pe dumneavoastră. Slăviți să fie Domnul. Amin. Au fost 2 scurte secvențe din foarte, foarte multe mărturii de vindecare, de atingere a puterii Duhului Sfânt, probleme de sănătate sau de alte cauze care se întâmplă la Rugul Aprins, unde slujiți, frate Florin, dar și în alte locuri. Știu că amândoi sunteți martori în diverse întâlniri, conferințe, întâlniri de rugăciune la lucrări în puterea lui Duhului Sfânt, deoarece sunt multe cereri aici care vizează zona aceasta a atingerii divine, a vindecării divine. Am vrea în următoarele 10-15 minute să vorbim despre aceasta. Duhul Sfânt, da, nu numai ne convinge de păcat, nu numai ne prilejește această experiență a umplerii, a botezului cu Duhul Sfânt, dar și se atinge de noi. Da, deci nu doar la întâlnirile Rugul Aprins am avut și dumneavoastră a fost prezența acolo și la alte întâlniri și la cei ca și, dar și în biserici. Eu cred că deodată ce biserica este a lui Iisus Hristos și aici factorul principal este persoana Duhului Sfânt. El lucrează, Duhul Sfânt are tot monopolul, să spunem așa, să lucreze. Mie îmi place foarte mult că Duhul lui Dumnezeu se ocupă de toate nevoile oamenilor. Deci am putea spune că mărturile care au spus, le-am auzit mai înainte, vindecare, vorbeam adineaori despre botez în Duhul Sfânt, eliberare, restaurare de familii, asta am văzut foarte mult, asta face Duhul lui Dumnezeu. Poate va zice cineva că e vorba de cuvântul Domnului, sau eu nu contest faptul că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu are putere, are putere, dar cuvântul lui Dumnezeu însoțit de Duhul lui Dumnezeu are o ungere puternică. Și vă citesc 2 versete, dacă se poate să afișeze, Luca 4 cu 18, tocmai unde Domnul Iisus Hristos cita despre, aș avea curajul să spun, dependența Lui de Duhul Sfânt. Duhul Domnului este peste mine,
pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Și mai mergem în fapte 10 cu 38, rog să se afișeze, da? Unde spune, Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Duhul Sfânt aduce ungere peste oamenii lui Dumnezeu în biserică, pentru că Duhul Sfânt, de-aia l-a trimis Dumnezeu, să ne ajute, să ne sprijine. Vă voi da un alt mângâietor, să fie cu noi, să ne încurajeze, să ne vindece, să, în numele lui Iisus, să primim vindecare prin Duhul Sfânt, să primim eliberare. Deci, eu spun așa, nu se poate o lucrare a lui Dumnezeu în biserică fără Duhul Sfânt. Deci nu se poate. Oricine ce-ar zice. E adevărat că poate... Am auzit nu de mult o emisiune și nu vreau să spun unde. Știu că de multe ori noi, din comoditate, special slujitorii, din comoditate, spunem că Dumnezeu nu mai vindecă, Dumnezeu nu mai face minuni, nu mai vorbește. Din comoditate. De ce? Pentru că e mult mai ușor să le spui unor oameni, resemnați-vă, mulțumiți-vă cu boala, cu suferința, cu tot ce... Da, da, poartă-ți crucea și facem cruce din toate. Și că, așa, nu dau exemple acum, și mai ușor să ne resemnăm și să ne automulțumim și să primim și boala și năcazul și blestemul și toate, decât să forțăm puțin și să zicem, dar stai un pic, Dumnezeu ne-a dat în Scriptură posibilitatea să fim vindecați. Ne-a dat posibilitatea să fim liberi, să trăim la un nivel înalt, de glorie, de slavă. Dar e mult mai ușor să le spunem oameni, mulțumește Domnului. Acolo în ceruri va fi răspățit. Da, acolo în ceruri va fi. Păi, ungerea care a venit peste Hristos, unde a venit? Aici pe pământ? Și pentru ce a venit? Și noi, ca biserică, nu suntem trupul lui Iisus Hristos? Și prin noi, Duhul Sfânt care e în noi, nu are puterea să vindece? Eu am fost martor. Zilele trecute am venit din Paris. Se poate verifica, sunt trei păstori care știu de situația asta. Două fetițe care au fost născute cu hepatită datorită faptului că mama a avut hepatită, mai știu, o hepatită care nu... Așa, ele au venit la, de 9 ani, fetițe gemene, au venit la rugăciune, ne-am rugat pentru ele, am făcut ungerea cu un de lemn, mama era în spital, minunea lui Dumnezeu, în momentul acela și mama și fetițele au fost vindecate și medicii s-au prins de cap, au zis, imposibil așa ceva. Uite, la Dumnezeu se poate așa ceva. Sunt multe cazuri, am citit și eu aici, care tu mai de-aia am spus că să încurajezi pe oamenii aceștia. Să încurajezi pe oamenii aceștia. Să încurajăm oamenii să se pregătească pentru a fi în unitate, în credință cu noi. În seara aceasta am spus de două ori, dacă dorește cineva, dacă dorește cineva să fie mântuit, dacă dorește cineva să primească Duhul Sfânt, în Ioan 5:6, în Ioan 5:6, Domnul Iisus Hristos s-a adresat ologului și a spus așa, vrei să te faci sănătos? Uh-huh. Am întâlnit oameni credincioși, dar m-a întrebat clar, simplu, vrei ca să mă rog pentru tine, pentru vindecare? Și nu, 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 nu. Unii sunt mulțumiți în condiția aceasta, dar cine dorește, un alt pasaj din Biblie. Fapte, doresc absolut, să facă sănătoși. Tot cei care au scris. Măcar o primă condiție este împlinită. Poți să citesc câteva. În Faptele Apostolilor, în capitolul 14, Fapte 14, era Pavel în Listea, cum începe cu versetul 8, și eu vă citi repede, în Listea era un om neputincios de picioare, un loc de naștere, care nu umblase niciodată. El și-a dat jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință. Ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare și l-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Aș vrea să mă citesc în Isaia 53. Isaia 53, versetul 4 și versetul 5. Totuși, Isaia 53. Credința vine în urma auzirii cuvântului și auzirea vine prin Sfânta Scriptură, prin Evanghelia lui Hristos. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărdelegile noastre, pedeapsa care ne dă pașa a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aș vrea să mai citesc din Matei, capitolul 8, Matei, capitolul 8, imediat. Cu versetul 16, Matei 8:16, seara, au adus la Iisus pe mulți îndrăciți.
El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui, El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. 1 Petru 2:24. Credința vine în urma auzirii cuvântului. Și a fost cuvânt din belșug în seara asta, pentru că... Da. 1 Petru 2:24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. O lucrare împlinită deja. Este deja o lucrare împlinită. Deja este o lucrare împlinită. Și aș vrea să mă duc înapoi la Listea. Era omul acesta, el nu cunoștea Evanghelia, nu știu ce denominație avea, dar l-asculta pe Pavel predicând. Pavel predica și Pavel n-a avut un alt mesaj în toată predica lui decât numai Iisus Hristos și el răstignit. Și când a văzut Pavel că el are credință ca să fie vindecat, i-a spus: în numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Dintr-o săritură a stat în picioare. În seara aceasta, deja prim pas este făcut. Toți cei care au trimis sau cei care n-au trimis, dar ascultă, și acum Duhul Sfânt conștientizează nevoia de vindecare, fiindcă, știi ceva? Odată ce omul merge la medic, el vrea ca să fie vindecat. Odată cineva merge să-și face analize, să-i trădează în spital, merge la medic, el dorește să fie vindecat, dacă n-ar vrea să fie vindecat, nu merge la medic. Sau n-ar trimite un bilet la noi ca să facem o rugăciune. N-ar da un telefon, n-ar comunica. Și în seara aceasta noi chemăm numele Domnului și ne rugăm și rostim lucrare terminată, completă, desăvârșită a Domnului Iisus Hristos de la cruce. Interesant că Domnul Iisus zice că e vindecat pe toți. E vindecat pe toți. Oamenii se întreabă astăzi, de ce nu mai vindecă Domnul pe toți? Și poate ne-ar pune nouă întrebarea asta. Domnul vindeca, ungerea Domnului era peste el, ungerea Duhului Sfânt era peste el și vindeca pe toți. Da. Și am un răspuns că sunt un verset, iată și... semnele care vor însuți pe cei ce vor crede, pe noi adică. Cred că aici este o problemă legată și de activitatea noastră, relația noastră și ca slujitori, că de multe ori, poate ca slujitori dăm vina numai pe bolnavi, că ei îți dă vină, n-au credință suficientă, dar cred că are de face și cu noi și este important ca slujitor și noi să fim pe poziție, pentru că... Dar este și o bază biblică, am citit doar câteva versete, sunt mulți slujitori care pot să zic, nu este biblic să ne rugăm pentru bolnav sau nu e voia Domnului să fie indicat toți. Da. E o provocare și pentru slujitorii în seara aceasta. Eu, mulți mi-au zis să citim din bilete. Acum nu vreau să luăm prea mult timp pentru că mai avem doar câteva minute până ieșim din emisiune, dar o să citesc câteva din bilete în timp ce o să eventual să vă pregătiți, să vă călăuzește Domnul să ne rugăm pentru aceste bilete. O mamă, Iuliana, se roagă pentru fiul ei, Ianci, ca să vină la Dumnezeu. Căsătorie, cineva din Suceava. Încercare prin care trece cu soțul ei, ne roagă cineva, sănătate, eliberare de cineva din Oradea, Cristina, de vicii, dependență, mântuire în loc de muncă, tot felul de cauze, din Brașov, cineva cu numele Ileana. Bolilor și a durerii, ne roagă soră Iuliana, cancer la sân, cineva din Ploiești, din Cluj-Napoca, circulație periferică și pierdere de memorie, tatăl acestei surori. Familia ei, băiatul ei vrea să se despartă de soția lui, o mamă strigă pentru fiul, cineva din România, o rededicare, vrea cineva să, din Franța, cineva să se ridice Domnului, nu are putere să facă singur și cere sora Ani, dorește restaurare pentru familia ei, cineva din Germania, pentru mântuirea întregii mele familii, ne spune cineva numele Georgiana, mulțumește, cineva din București, mulțumește Domnului pentru Alfa Omega, că Iisă, sunteți singurul meu sprijin. Și are tot felul de influențe demonice în apartament. Din Baia Mare, Elisabeta, accident vascular, va merge la Cluj. A părăsit-o soțul pe cineva cu 3 copii din județul Alba. Jocuri de noroc, cineva din familie, din satul mare, în Nisipen, cred. Are cineva, e un copilaș în Spania, Emanuel, de 7 săptămâni și este foarte bolnav, să-l aducem înaintea Domnului. Eliberare de blesteme, cineva din Oradea, din Cluj. Întindere de mușchi și sora e bolnavă, eliberat de patima fumatului, vrea cineva din ea să fim alături de el, să aibă putere. Din satul mare, cineva băiat se droghează, fiul unei mame, Rodica, vindecare. De 5 ani, pneumonie, un băiețel.
financiară, situația foarte grea, probleme cu piciorul stâng, doamna, o soră scumpă, de Șerbănescu o cheamă, un partener Alfa Omega, servici, soție, 46 de ani din localitatea Cuptoare, soțul este bolnav, este invalid, ne spune cineva din Botoșani. O să sunt multe lucruri din Focșani, să ne susțineți, suntem o familie numeroasă, avem probleme. Sora mea este la pat, la vârsta de 18 ani, cu ataxie cerebroasă, ne spune cineva din zona media, să o ducem pe bază. Dumnezeu poate să vindece și boli aparent incurabile. Asta. Amin. Un accident grav a avut cineva, erau două tinere la volan și una a murit și cealaltă în comă. Nu m-am botezat până acum, ne spune cineva, pentru că nu mă pot lăsa de fumat. Ajutați-mă din Vâlcea. Am nevoie de mântuire. Și e o listă mai lungă aici de persoane care s-a dus în braț de rugăciune din Spania. Mântuire, sănătate și multe familii din Spania care ne urmăresc sunt aici. Am infecție la un dinte, n-am tratament, dar vreau ca Domnul să atingă-ți pe cineva din Suedia. Tatăl meu bea de 45 de ani, ne spune o fică. Restaurarea familiei, mântuire, tot cineva din Scandinavia, din Baia Mare. Am datorii mari la bancă. Stomac la stomac, cu boli grele la stomac și... asta mai citesc doar câteva. Sunt foarte multe, iertați-mă că nu le pot pomeni pe toate. Sindrom Down, ne spune cineva cu numele de Gabriela din Zalou. Am înțeleg că o fetiță. Dumnezeu poate să vindece și sindromul Down instantaneu și o să puteți pe sora, dacă ne urmărește, să fie cu noi rugăciune. Din Babadac, Tulcea, un băiețel, i-a murit un băiețel la 13 zile și Domnul cred că poate să dea din nou copiii acestei familii și să rostim viață prin Duhul Sfânt peste această restaurare. La familie, cineva din Belgia are nevoie de restaurare. Tot din Suedia din nou, fiul unei familii este rebel pentru un tânăr, pentru a fi radical pentru Hristos. Din Moreni, județul Dâmbovița, două cauze. Un prieten nepocăit de 24 de ani are cancer și spune orășelul meu, Moren, să se trezească, să se leagă pe Hristos. Dumnezeu poate să lucreze și la nivel de oraș. Ne vom ruga în final și pentru acest gen de... Vreau să Dumnezeu să-mi dea o voce ca să cânt spre slava Lui, ne spune cineva din Bucșan, județul Dâmbovița, cerere interesantă. Soțul meu, ajutor pentru durere foarte puternică la cap, ne spune cineva din Timișoara, loc de muncă, cineva din Bucovina, din Bocșa, rededicare, e onoră care se roagă pentru socrul ei ca să vină din nou pe cale. Socrul ei a fost exclus din biserică din cauza unui divorț și s-a îndepărtat complet de Dumnezeu. Din Mediaș, familia mea nu-i întoarsă la Domnul, fiica mea Nicoleta are examene, ne spune o mamă. Da. Sunt din nou cereri pentru botezul cu Duhul Sfânt, unele au venit ulterior după rugăciune și sper că s-au rugat împreună cu noi, cei care au trimis o cerere mai târziu. Da, am putut cu Duhul Sfânt. Sunt mai multe, lângă locuința mea se află un bar și o terasă, ne spune cineva, ne scrie de fiecare dată acest lucru și Domnul să lucreze pentru a îndepărta această ispită, această provocare. Mai două sau trei să citesc, mă numesc Ildico din Cluj, 39 de ani. Am trecut într-o operație grea, tumoare și vreau să vă rugați pentru restaurarea mea completă, ne spune aceea. O cerere foarte lungă pe mai multe pagini, nevoi speciale, o familie, împreună cu Duhul Sfânt, mai multe cauze, dureri mari la coloană, ne spune cineva din Bihor, vindecare, mântuirea familiei, numele de Ligia, rugăciune pentru familie, un preot, ne zice, nu-și dă numele, are nevoie de rugăciune pentru familie. Mama bolnavă, Alina, Dănuț Delea, Cătălin, sănătate, discopatie lombară, are cineva din Sighetul Marmației, sunt bolnavi, s-au căzut de la credință. Și pentru un frate păstor bumbar care a avut un accident, să ne rugăm pentru restaurare, el și întreaga lui familie, doi tineri, sănătate, viață spirituală, Baia Mare, bolnav, 70 de ani, probleme la coloană și la plămâni, paralizie parțială. Băieții acestei familii din București au căzut de la credință, vindecare de astm, inimă, poliartrită din Mărășești, dezlegare de vrăjitorii, lucruri oculte, blesteme, ghicire. Dacă nu ați reușit să
ne trimiteți cerere de rugăciune, puteți să vă rugați acolo, Dumnezeu lucrează și de la distanță. Haideți să ne rugăm acum, poate ce gânduri ați avut auzind aceste cereri și eventual să vă rugați pe câteva subiecte, de un fel sau de altul. Haideți să ne rugăm în picioare eventual, mai avem doar vreo 10-15 minute până trebuie să ieșim din emisiune și cred că i-ați motivat destul de mult pe colegii, pe cei care ne ascultă la rugăciune și ceea ce fac de fiecare dată este să vă îndemn să vă rugați împreună cu noi, nu doar să vă bazați pe rugăciunea de aici din studio, dar să vă uniți în credință cu noi și să credeți că Dumnezeu va atinge. Și dacă Dumnezeu va vorbi sau va atinge sau va ajuta probleme, dați-ne un telefon, un e-mail, o știre ca să fie încurajare și pentru alții. Tată drag, îți mulțumim pentru a ta purtare de grijă și pentru toată dragostea care ți-o arăți și o manifesti față de noi, copiii tăi. Îți mulțumesc că la ora aceasta îți pasă mai mult decât orice în lumea aceasta, de noi, de oameni. Îți mulțumesc că ești interesat de viața noastră. Aș vrea să creadă toți acei care au trimis aceste cauze. Eu nu pot să-mi aduc aminte de ele, ci doar te rog ca în numele Domnului Iisus, îngerii care stau în jurul nostru și care duc mesaje și aduc răspunsuri, mă rog ca în seara aceasta să intre în alertă și acești îngeri, Doamne, să ducă rapoarte și să aducă răspunsuri. Amin. Pentru ca toți cei care au trimis aceste cereri și mulți alții care ne urmăresc în această seară să primească soluții și răspuns din partea Ta. Tată, ca slujitori ai Tăi în seara asta, vrem să mijlocim înaintea Ta pentru ei. Sunt prea multe cauze. Noi nu o să putem face nimic decât să ne rugăm. Dar credem că dacă prin credință ai spus, cerem ceva de la Tine, noi în seara asta cerem vindecarea lor, amin, eliberarea lor, amin, ridicarea lor. Amin. Doamne, sunt așa de multe cauze, nu mai intru în detalii, dar vreau să-Ți mulțumesc că știu că în momentul acesta, prin Duhul Sfânt despre care am vorbit și prin numele lui Iisus Hristos, toți acei care au scris, fie că sunt în țară sau peste hotare, să fie atinși de prezența Ta. Doamne, suflă suflare de viață acolo unde e boală, suflă suflare de vindecare, eliberare în numele lui Iisus Hristos. Și îți mulțumesc că mă asculți. Îți mulțumesc. Tată, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumim că Tu asculți rugăciunile. Mulțumim că Tu asculți rugăciunile. În seara aceasta, noi ne punem mâna peste aceste bilete, peste aceste e-mail-uri, Doamne, și rostim vindecarea, rostim numele Tău, rostim lucrarea terminată a Ta, Doamne Iisuse, de la Golgota, de la cruce. Și fiecare neputință este vindecată în numele Domnului Iisus. Fiecare amin, neputință amin. Tu ai purtat-o în trupul Tău pe lemn, fiecare suferință, Doamne Iisuse, fie că este cancer, fie că este accident vascular, fie că este tromboză, fie că este altceva, fiecare neputință, fiecare boală, ai purtat-o în trupul Tău pe lemn, pe cruce și noi venim să-Ți mulțumim. Amin. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru că fiecare dependență, fie că este drog, fie că este fumat, pornografie sau mânie sau alte dependențe, alte forme de dependență, toate absolut în numele Domnului Iisus Hristos au fost rupte, jugul dependențelor, fiindcă este scris, ai dezbrăcat domniile și stăpânirile, le-ai făcut de rușine în fața întregii lumi și ai ieșit băitori asupra lor prin cruce. Și îți mulțumim pentru aceasta. Mulțumim. Tată, ne unim în seara aceasta și cu fratele din Moreni care dorește și cheamă numele Tău peste oraș ca fața Ta să strălucească peste orașul Moreni din județul Dâmbovița. Și ne rugăm, Doamne Tată, fă ca în îndoiarea Ta și în harul Tău fața Ta să strălucească peste toate orașele României, peste amin, localitățile României, Duhurile Sfinte, Ezechiel 37, Duhurile Sfinte, Duhul lui Dumnezeu, mișcă-Te peste națiunea aceasta, amin, mișcă-Te peste fiecare localitate, mișcă-Te peste fiecare comunitate, mișcă-Te peste fiecare biserică, amin, și dă viață acolo unde nu este viață, Tu dă viață, amin, fă ca oasele să prindă viață. Amin. Doamne Iisuse, Tu ai spus că Eu am venit ca oile mele să aibă viață și
să aibă din belșug. Dă viața acestei națiuni. Dă viața bisericii tale din națiunea aceasta. Amin. Dă viața copiilor tăi. În numele Domnului Iisus, Tată, te rugăm și îți mulțumim pentru aceasta. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu, cele care nu poate să nască, Tu îi dai o familie, Doamne, și o faci din ea o mamă veselă în mijlocul casei ei. Și îți mulțumim pentru aceasta. Te laud, Doamne, și Te glorific. În seara aceasta îți mulțumim pentru că Tu lucrezi. Mâna Ta nu este prea scurtă, urechea Ta nu este prea tare. Noi ne-am pocăit în seara aceasta. Ne-am pocăit, Doamne, și Tu ai condus la pocăință suflete în seara aceasta. Și Tu dai vindecarea, Tu dai mântuirea, Tu umpli cu Duhul Sfânt și îți mulțumim, fii binecuvântat și onorat în numele Domnului Iisus. Aleluia. Amin. Putem să ne rugăm pentru deschiderea minții și a inimii atât a slujitorilor pe care i-ați provocat, frate Florin, cât și a altor credincioși din diverse biserici, confesiuni, o deschidere către lucrarea Duhului Sfânt, către persoana Duhului Sfânt, așa cum este în Sfânta Scriptură. Așa simt eu, să facem o rugăciune pentru aceasta, ca această lucrare să fie o revelație scripturală pentru foarte mulți care ne urmăresc și care caută mai mult. Și cred că este un element cheie pentru dinamica vieții spirituale pe care Dumnezeu o deschide în România mai mult. Știu, poate v-ați rugat puțin și pentru orașele din România, dar cred că să mergem puțin mai departe. Noi am vorbit puțin pe parcursul unei ori și jumătate despre Duhul Sfânt, ați citit versete, dar cumva să ne și rugăm pentru ca inima și mintea slujitorilor din diverse confesiuni să se deschidă la această lucrare. Dar nu numai slujitorilor, a fiecăruia. 2 Corinteni 3:16. Dar ori de câte ori vor nu se întoarce la Domnul, mărheamă este nuată. 2 Corinteni capitolul 4 cu versetul 3 și versetul 4 vine și spune Pavel, dacă Evanghelia, deci dacă cuvintele acestea care au fost citite în seara aceasta și Evanghelia în general, este acoperită pentru cei care sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacului acesta, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Iisus Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea mărheamă la o parte și mintea necredincioasă să fie luminată, să lumineze ochii inimii, să putem, când citim Sfintele Scripturi, să-L credem așa cum este El. Eu iubesc cuvântul lui Dumnezeu și nu trec cuvântul lui Dumnezeu prin filtrul confesional sau prin filtrul teologilor vremii, ci lăsăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este, așa Amin. Cum este. Amin. Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt și astăzi. Amin. Dă daruri. Lucrează. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu este viu. Iisus Hristos este același și ieri, azi și în viață. Ne rugăm. Și pentru la final să punem ca Duhul Sfânt să fie binevenit în România și să facem rugăciune de proclamare. Să încheiem în felul acesta, frate Elie. Să mulțumim pentru că ne asculți, fiindcă venim în numele Domnului Iisus. Este scris în cuvântul tău că poporul tău nu va mai fi de rușine și vei turna Duhul Sfânt peste fiecare națiune. Este scris în Ioel, capitolul 2, că poporul tău nu va mai fi de ocară și vei turna Duhul Sfânt peste fiecare făptură. Duhule Sfinte, vino! Duhule Sfinte, mișcă-te! Duhule Sfinte, vino! Vino peste națiunea noastră! Tată, toarnă Duhul Sfânt peste fii și fiice din națiunea aceasta! Dă mărheama la o parte, de pe ochii fiecăruia, de pe ochii fiecărui credincios, de pe ochii fiecărui slujitor. Luminează-ne, deschide ochii inimii noastre, deschide-ne ochii inimii noastre ca să putem să cunoaștem lucrarea pe care ai desfășurat-o prin Hristos Domnul. Să cunoaștem, să experimentăm practic cuvântul tău. Și în seara aceasta, Duhule Sfinte, mișcă-te peste națiune. Amin. Așa ca în Ezechiel 37, când a proclamat și a poruncit Duhului și a rostit Duhului și a chemat Duhul, tot astfel, Duhule Sfinte, mișcă-te peste națiunea noastră și acolo unde sunt numai oase, unde nu este viață, dă viață din belșug. Mă rog ca la fiecare altar unde se predică Evanghelia și la fiecare anvon unde se predică Evanghelia, în fiecare loc unde se predică Evanghelia, Tată, îngăduie, mă rog aceasta, îngăduie ca prin mâinile, ca prin robii tăi, propovăduia să fie însoțită de tot felul de semne și minuni. Amen. Pentru gloria și slava numelui tău, tot felul de semne și minuni, pentru întărirea credinței.
Și oamenii să vină la tine și națiunea aceasta să te cunoască pe tine. Vino și vindecă națiunea. Amin. Toamne Duhul Sfânt peste toată națiunea. Este singura șansă, este singura soluție. Numele Domnului Iisus. Este singura soluție, aniversarea Duhului Sfânt peste națiune. Și Tată, îți mulțumim pentru aceasta. Te rugăm. Te rugăm și îți mulțumim. Îți mulțumim că aduci la împlinire cuvintele tale. Aduci la împlinire, Doamne, cuvintele tale și un nou sezon de ungere. Amin. Un nou sezon de revărsare a Duhului Sfânt este pe națiune. Doamne, și nimeni nu poate să te împiedice când tu lucrezi, Doamne. Când tu ton Duhul Sfânt peste națiune, nimeni nu te poate întreba de ce lucrezi în modul acesta. Noi sărbătorim, Doamne, anticipăm aceasta. Amin. Și te lăudăm și te glorificăm pe tine. A ta este slava, a ta este gloria, a ta este cinstea și a ta este onoarea. Eu cred că pentru România ai pregătit această televiziune Alfa Omega, care să fie ca o străpungere pentru toate zonele acestei națiuni. Și îți mulțumesc pentru lucrarea Alfa Omega, îți mulțumesc pentru toți acei care contribuie la susținerea acestei lucrări. Îți mulțumesc pentru toți oamenii care lucrează în această lucrare și îți mulțumesc că prin Duhul Sfânt le vei proteja viața, prin Duhul Sfânt le vei da succes, prin Duhul Sfânt le vei da prosperitate, prin Duhul Sfânt le vei da înțelepciune, pricepere. Chem o ungere specială peste lucrarea Alfa Omega și prin ei, ungerea specială, prin Duhul Sfânt să pătrundă în fiecare casă în România, Doamne. Și îți mulțumesc că ești atât de aproape de noi și îți mulțumesc că țara aceasta o dedicăm ungerii și botezului în Duhul Sfânt. Amin. Și ne rugăm ca tot mai mulți oameni aleși de tine să fie înălțați în dregătorii, oameni cu frică de tine, oameni plini de Duhul Sfânt. Eu cred, Doamne, că dacă în vechiul Egipt un om plin de Duhul Sfânt și luminat de tine a ajuns să fie al doilea după faraon, eu cred că și în România pot să fie oameni care să fie cu frică de tine și plin de Duhul Sfânt. De aceea îți mulțumim pentru alegerile pe care le faci, îți mulțumim, Doamne, că ne apropiem de sărbătoarea cincizecimii în România, unde dorim din toată inima o puternică revărsare a Duhului Sfânt peste lucrători, peste toate bisericile, peste toți copiii tăi, peste toate familiile și, în mod special, peste copiii, Doamne, care sunt în examene în aceste perioade. Amin. Îți mulțumim din toată inima și te lăudăm și te slăvim, Tată, pentru seara asta, pentru că ne-ai ascultat rugăciunile, pentru cei care ne-au urmărit, pentru cei care vor primi răspuns, Amin. Pentru cei care vor fi atinși. Îți mulțumim că în seara aceasta ți-aduci gloria ta, pentru că nu noi oamenii, ci tu, Doamne, gloria ta vrem să se facă și să se proslăvească numele tău peste lucrarea Alfa Omega, peste România întreagă și peste întreaga Europa. Îți mulțumim, Tată, în numele lui Iisus. Amin. Amin. Și vă mulțumesc, fratele Popa, fratele Florindan, pentru această seară. Trebuie a fost o seară și ne bucurăm că împreună cu echipa din platou și din camera tehnică și cei care mijlocesc în camera vecină, am fost și noi parte din lucrarea pe care Dumnezeu o face prin Duhul Sfânt în România. Dumnezeu să vă binecuvânteze.